iubirea din viața lui am fost eu. Normal. Dar ceva nu a fost ok acolo. Adică ceva pentru că eu de când l-am cunoscut în viața asta, eu am fost super supărată pe el. Deci mă enerva prezența lui. Asta e cu Delia, ultimul mesaj. De ziua ei, când ești la mulți ani. Băi, da, acoperă partea de sus. La un dat am văzut că s-a lansat o piesă. O la-la, ulala, sau cum se numește? Lo-lo-lo-lo-lo-lo. Și am deschis-o și am auzit refrenul. M-am dus la lor, am trezit-o, zic, băi, altcineva a lansat piesa. Ea are piesa făcută ca Azur, adică ea a făcut varianta. Dar tu mai ai încredere în oameni? Totdeauna aleg testosteronul. Să miros testosteronul. Și amanți cât timp a fost? Amanți? Amanți? Păi suntem amanți, că nu suntem căsătoriți. V-ați întâlnit întâmplător cu Dan Badea sau Doinița Oancea? Da. Am o chestie fantastică cu Ionuț. Dar zis că împreună suntem ca un soare, așa. Laura, ești însărcinată? Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge, podcastul meu care a început să facă furori pe internet și asta doar datorită vouă, pentru că voi sunteți cei care dați share-uri, like-uri, comentarii, lăsați-ne comentarii pe cine vreți să mai aduc aici la podcast. În primul rând vreau să vă zic, Hristos a înviat și să fiți luminați pe tot parcursul anului. Am doi invitați speciali în această seară, petrecem Paștele cu doi prieteni dragi, Laura și Genu. Dragilor, bine ați venit la Vorba lui Jorge, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Serviți nou, hai să ciocnim așa frumos, de culoare, pe galben, bro, roșu, pe galben, roșu? De ce bine, e luam roșu, galben și albastru, mă. Inducă, că era mai mare ăla, am crezut că vrea să mă nu, păcălească. Mă, am zis să facem și noi roșu, galben ne și albastru. Ne certăm pe ouă, să... vezi ce bine am început. Iupi! Hei, ce decorație! Cine hai, e cel mai mic? Tu, că ești invitată. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bă, și tu aici odată și aia e... Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hai, cam... întoarce, dai, întoarce. Dar de ce asta cu fundul în sus? Eu am dat-o cu fundul. Adevărat. Băi, ia, și eu, dau și eu. Asta știa adevărat toată lumea care urmărește pe Laura că... Oul meu e cel mai tare. Cel mai tare. Asta, dacă nu știați asta, eu îl păstrez pe ăsta. Bravo. Dragilor, bine ați venit la Vorba lui Jorge și în cadrul ăsta frumos aici la Vladila. Cel mai frumos. Prietenii mei care fac tapet personalizat și mobilier personalizat, dacă aveți nevoie. Eu foarte cool. Păi de la asta vreau să zic, că mă simt ca acasă, că exact. Noi avem tapet de la ei. Da. Eu stau și mă întreb, cum ai avut așa norocul ăsta, mă, Jorge? Fix tu, ai venit ultimul cu podcastul ăsta frumos, despre care am auzit foarte multe lucruri bune, recunosc, chiar și la capătul lumii, de-aia am acceptat normal. Așa, dar fix... Zici că ți-au păstrat locul bine, ăsta. Bine, Laura vrea să te întrebe altceva, bro. Yeah. Mă, cum ai? Cum te-au primit, mă, de aici? Dintre toți care fac noroc pe tine. Întrebare e simplu. Sau doar te-ai gândit așa și ce ai făcut? Cât ți-a luat să-i convingi? Eu cu Vladila suntem prieteni și David este fost coleg de grădiniță cu Aida, care este fata lor, a familiei Vladila. Și atunci ne-am cunoscut și la alte petreceri și cu copiii la școală și uite da, așa ne-am luat până să faci asta. Să fac podcast? Da. În vreo 3 ani, din momentul în care mi-a venit ideea. Na, ție cât ți-a luat până când, de când ai venit cu ideea cu Girls Own Cosmetics, până când ai pus-o în practică, cât a luat? Păi în 2016 am făcut firma. Ok. Și în 2019 am lansat primul produs. 3 doar ani. Că... 3 ani. Sunt formule originale și normal că trebuie întâi să le dezvoltăm, să le testăm pe oameni, să treacă toate testele de compatibilitate cu ambalajele pe care le-am ales. Adică e o întreagă infrastructură, da, care sunt reguli care chiar trebuie respectate dacă vrei să faci un produs de calitate și nu aduci cu container din China și lipești ambalaje, că se practică tot felul da, de lucruri. Din câte am citit, chiar formula e făcută de mama ta? E inspirată de ea. Toate produsele astea sunt o sumă a tot ce mi-a dat mie cu wow, din tot ce am pus pe față și fac asta de la 14 ani. Mama fiind farmacistă, îți dai seama că am avut acces la toate monstrele posibile și tot ce apărea, eram prima care aveam și mama nu era neapărat de acord, că tot îmi spunea, mamă, ai grijă că sunt produse, tu le vezi așa strălucitoare și vezi că se face multă reclamă în jurul lor, dar sunt produse care valorează 2 lei. Pentru că nu sunt ingredientele cele mai de calitate și plus tot adaosul pe care și-l pun lanțurile de farmacii, plus tot ce trebuie să câștige compania care le produce, adică tot ce se întâmplă cu mass market-ul,
nu are valoare prea mare, adică nu te aștepta să facă ceva minuni. Nu o să-ți facă nici rău, pentru că sunt niște reguli pe care trebuie să le respecte, dar nu o să-ți facă nici minuni. Dar tu... Și atunci orice am făcut, am consultat cu ea. Și cu asociata mea, bineînțeles, și cu laboratorul cu care lucrăm de aici, din București. Te uite la mine, nu să consultez. Nu ești cu asociata, da, și nu-mi dat seama, nu. Ești laboratorul. Tu ești managerul. Eu sunt dar pe oameni. Dar nu al companiei. N-are legătură cu Girls Cosmetics. Dat, am testat pe oameni. Eu sunt oameni. Unul dintre. Glumesc. Nu. De-aia porți fest, nu? Nu, sunt foarte buni și pentru băieți, apropo. Foarte bune. Sunt foarte dar bun. E mai bun plasterul, Ionuț, că el nu prea suportă creme. E genul ăla de bărbat. Și tu ești cu baiul produselor Lorei, Girls on Cosmetics. Eu sunt, după ce termin cu testatul și tot. Primul client. Eu sunt primul client, cum ar veni, da. Vrei, nu vrei, vrei. E... Da, te-a pus vreodată să-i cumperi un produs? De la ea, de pe... Da. Nu, nu mă, de ce să mă pună? Cum? Să nu te iei după chiar mă, dar tu de ce nu cumperi, mă, niciun produs? Tu, de ce nu cumperi? Păi cum mă, ce cu nepotismul ăsta, mă, la noi în familie? Până una și cumpără. Știi ce facem? Chiar și mie mi se întâmplă, pentru că sunt într-un lanț de magazine, acum cu produsele în Kendra, deci sunt cea mai fericită. Okay, da. Sunt în vreo 12 magazine și sunt atât de fericită că am avut situația în care să merg la o aniversare la care am fost invitată gen foarte rapid și m-am sunt Kendra și mi-am cumpărat ca să fac cadou. Da. Pentru că nu aveam când să ajung să iau, înțelegi? Da. Era și 7 seara și la noi se lucrează până pe la 6:30, adică fetele pleacă de la birou și eram, what? Am intrat repede la Kendra și am luat produsele frumos, le-am ambalat frumos și eram, bă, nu pot să cred că mi-am cumpărat produsele. E tare senzația e asta. E experiență. Cool, da, mi-a plăcut. Senzația asta, da. Să mergi într-un magazin. Și să le vezi pe fete, alte fete, să vezi cum vin și testează și miros produsele și le pun să vadă texturi și, mamă, deci eram așa. Da, în Valea ai început să promovezi? Adică lumea cu care te vezi pe acolo a început să le povestești despre cremele tale? Da, noi le vrem internațional, adică tu poți fi și în Groenlanda, dacă vrei produsele mele, le comanzi de pe site. Și am insistat să fie .ro site-ul, pentru că am vrut să se știe că sunt românești. Da, ce drăguț. Ce am avut chestia asta. Uite, nu e neapărat o chestie bună pentru marketing. Vorbim despre brand-uri românești, vreau să vă servesc și eu cu o figa. E brand românesc? Vine cu... merge bine cu cozonac, dacă vrei să servești cozonac. Figa, Doamne. E o băutură română. Mi-am spit aici în față. Uite. Mă gândeam la pască. Vrei pască? Nicio problemă. Asta e gluma de dinainte de podcast. Nicio problemă. Jorge, mi-ar plăcea atât de mult să mă înfing. Aș mânca acest cozonac cu două mâini, crede-mă. Dar eu nu pot să mă ating de el pentru că sunt alergică la gluten. Mă, cum te-am nimerit eu pe tine, mă, cu gluten? Nu știu, mă, da. Îl am și în față. Uite, știi, n-are cum să fie simplu. Trebuie de undeva. N-aveam de unde să știu informația asta, puteam să ți aduc. Ce-aș mânca eu, dar e urât. Nu pot să mănânci în podcast, nu? Se vede urât dacă mănânci. De ce? Ce are? Mă rog. E bun. Figa e o băutură care conține 12% suc de fructe, așa că... Mă, așa zice alcool ceva. Nu are alcool, e foarte ok. Eu beau figa, dar în combinație, în cocktailuri. E foarte fain, dar să vă zic că e foarte fain și pentru cocktailuri. Da, este. Și simplu. Nu mai știu ce bea. Mi-era poftă ceva dulce, mersi. Vodka cu figa merge. Bine, nu, să nu bei. Unde, mamă, câte camere sunt? Don't drink and nu drive. Beți, să nu beți vodka cu figa, nu știu. Trebuie să zic, disclaimer de asta? E online sau e pe TV? Este online. Vreau să încep cu genul, să continui câteva fraze. Dacă na, lumea o cunoaște pe Lora, oamenii te-au văzut în tot felul de ipostaze. De la toate emisiunile în care ai fost până acum, toate melodiile, topurile și ai rupt tot până acum, ce să mai, nu e cazul Stel Audio, că tu știi bine și țara întreagă te cunoaște și te iubește. Ne-a rupt la ou. La propriu. Stai să te lau la propriu. Cum vrei să... Ionuț sau Genu? Cum să mă... Genu, că Ionuț nu mă știe nici mama. Nu știu, okay. Vreau să fac o paranteză, dacă se uită oamenii la noi. Scape, da? Așa, se uită oamenii la tine la podcast, nu? Adică noi dacă povestesc, nu știu dacă care povestesc doar pentru tine și pentru Mike, nu. Lora care a acceptat doar că eram în trending săptămâna trecută. Da, exact. Nu m-am acceptat de tine, mă. Mi-a zis, bă, ce ți-am zis, mă? De ce minți, mă? Mi-a zis, ia uite, bă, mi-a scris Jorge că ne dă 2000 de euro să mergem la... nu, 2000, ai zis că le... Funny. Nu, amuzant. Nu, vreau să fac altă paranteză. Gândiți-vă cum e să stai cu Lora. De când suntem baby împreună? De foarte mulți ani. Ia gândiți-vă și voi care vă uitați la noi. Fiți atenți. Și de fiecare Paște, ia să-i bată pe toți. De ce ea câștigă mereu la ciocnit de ou? Tot timpul.
Mă, era acum, am vrut să văd șepa dacă se întâmplă și aici. Adică, dar câte n-ai cum, mă, tu dai seama? De Paște aveți împreună? Nu mai știu, 9, cred că vreo 8, 10, 9, 11, 11. 12. Se pune și de mult. Se pune când toți prietenii care lucrează împreună mai... Să vezi ce-ți facem din podcast, Jorge. Că e prima oară când mă cheamă cineva la un podcast. Bă, știu că sună ciudat, băi, dar ia nu mai faceți mișto de sărbătoarea asta. Ai noroc, dai cu figa. Figa care are cât la sută fructe? 12%. Ce să te cu golanii ăștia doi aici? Păi nu, stai puțin, că tu ai spus. Păi da, dar eu am spus la propriu, că mai ciocrești un nou cu prietenii, nu? Da. Înainte să fiți iubiți. Să fiți iubiți, mâncam. Păi dacă lucram împreună. Să fiți iubiți împreună. Am ciocnit toți, cu toți. Bine, toată lumea știe povestea. Sună foarte ciudat. Da, nu mai are rost. Nu are rost să mai intrăm. Se știe, nu are rost acum să despicăm. Să continuăm. Da, o recapitulez tu scurt pentru cei care nu o cunosc, povestea voastră. Suntem de 8 ani împreună și de 10 ani suntem prieteni. Și de 10 ani lucrăm împreună. Ceea ce face relația noastră interesantă și... spicy și câteodată grea și câteodată ideală. Și amanți cât timp ați fost? Amanți? Păi suntem amanți, că nu suntem căsătoriți. Amanți. Ești amant? Înainte să vă combinați cum ar veni. Nu am fost amant. Nu, Doamne ferește. Nu am fost amant. Știu că așa s-a spus. Da? Ar fi fost interesant. Bă, știu că dar la un moment nu dat... mai, că mă... ar fi fost interesant. Să știi că mi-a fost ciudă un pic, știi? Eram așa... Îți vine așa să te răzbune, așa să te gândești că, bă, dacă tot ești acuzat de lucruri înainte să le faci, hai să le faci și după aia să fie mai simplu, știi? Și acum trăim în concubinaj, nu? Acum suntem amanți, nu suntem amanți. Concubin, trăim în concubinaj. Ce suntem? Da, păcat. Bă, he's my spirit, he's my spirit animal, știi? El e animalul tău spiritual. Da. Ce animal e animalul tău spiritual? Genul. Genul este animalul meu spiritual. De care... De junglă, de safari, de ce? De Bali. De bani, am crezut că zici de bani. Nu, că maică n-are tată. N-are mamaia câță, da, am două legături de pătrunjire. Am înțeles. Genu? Da? Continuă propoziția. Ia zi. I-am zis Lorei că o iubesc după cât timp? Credeam că te oprești la după și am vrut să zic după ușă. După cât timp i-am zis că o iubesc? Ți-am zis? Da, i-am zis lor, stai că mă gândesc imediat, că nu se uită. Era o primăvară, era primăvara asta. Bă, după vreo 2-3 luni că mi-a trebuit să-mi fac curaj, știi? După ce ați devenit iubiți? După ce am devenit iubiți, la vreo 3 luni, 2-3 luni, ceva de genul, m-am gândit eu înainte să-i mai zic, dar știi cum e, când zici tu primul, nu știi ce răspunde, știi, și să nu fie de așa, nu că m-am... Nu eu, a zis cineva și eu am doar... Ți-era că nu se mai sune, nu se mai răspunde. Fie, numai... Da, era dubios. Interesant. Adică nu știam ce are de gând. Ce îmi place să-l văd pe Genu anxios. E emoționat. Nu, stai liniștită că... Urmezi și tu. Foarte frumos că ați venit de Paște în România când ați stat în Bali. Asta e de apreciat. Da. Păi de apreciat, nu? Păi în pandemie am avut Paștele în Bali și am vopsit-o. Ne-am întâlnit cu români adică acolo, s-a respectat tradiția, adică... Ce frumos! Chiar se respectă. Da, tu nu înțelegi cât de valoros e un plic de ăla de vopsea de ouă. Nu înțelegi până n-ajungi în Bali și sunt două plicuri în tot Bali, știi? Și îți dai seama, mamă, da, cât de tare... Da, și e fain, acolo chiar să știi că oriunde ești, dacă... Cineva din familia ta ți-a sădit asta cu spiritul sărbătorilor și respectul ăsta pentru comunitatea din care faci parte, pentru familia din care faci parte, asta o iei cu tine peste tot în lume. Adică nu e o chestie care se oprește la graniță, știi? Da. Și e foarte fain să fii familie cu oameni străini în capătul lumii. E o senzație, îți dă o siguranță pe care nu ai... neapărat. Aici se pare normal, adică nu vezi niște lucruri. Și trebuie să te duci foarte departe ca să vezi the whole picture. Și foarte fain. Adică am avut niște experiențe și acum 2 ani, 3 ani, 2020, și anul ăsta fantastice. Adică noi ne-am hotărât să locuim în Bali aproape jumătate de an. Da, crezi că dacă...
pentru faptul că ești Lora, oamenii te-au îmbrățișat, românii te-au îmbrățișat mai repede acolo în Bali sau păi, mai greu pentru cineva care e necunoscut? Sau? Noi când am ajuns acolo, exista deja o comunitate și nu erau persoane faimoase între membrii comunității, să zici că s-au acceptat prin prisma asta. Și au existat oameni care au plecat de mult timp și nu știau neapărat cine sunt. Alții știau, alții m-au cunoscut pe parcurs, dar ei te îmbrățișează și se bucură pentru realizările tale. Mi-ar plăcea să avem și noi spiritul ăsta mai accentuat al comunității. Să ne dorim să ne susținem unii pe alții, să ne bucurăm de reușitele celuilalt. Adică ei s-au bucurat că eu sunt Lora, nu pentru că ei cunosc pe cineva care e cumva faimos sau s-au bucurat pentru mine că sunt Lora. Nu știu. Oameni relaxați. Am văzut, ești foarte bronzată. Păi imaginează-ți că noi nu prea am stat. Umbrela, ce faci? Să știi că a stat foarte mult la umbră și eu am stat la umbră, dar am alt pigment, am alt melanină. Dar noi am stat câteva zile la soare, ca lumea stăm la plajă. Adică eu nu știu dacă am stat adunat două da, ore acolo, să stau așa la plajă. Acolo voi lucrați, practic tu lucrezi la brandul tău pe site, la și comenzi. Și, la, și la... pentru Lora lucrez. Lucrez. Am văzut că ai făcut live session-uri acolo, ai filmat, ai postat. Am făcut multe lucruri pe care nu le-am arătat. Încă mai ai de lansat. Nu că am de lansat neapărat de acolo, nu voi face asta. Nu, am avut... am descoperit multe comori, ca să zic așa, oameni cu care abia aștept să mă văd și să fac sesiuni de compoziție. Am fost surprinsă, plăcut să văd la ce nivel au studiourile. Adică am fost într-un studio, nu mi-avem să cred că există studio, adică... Nu te aștepți în Bali, că nu sunt aștepți, toate căsuțele dar nu înțeleg de bambus de ce, dar de... ăla nu e Bali, asta aș vrea să știe lumea. Bali nu înseamnă doar căsuțe de bambus, Bali nu înseamnă nu s-a dua, să te duci undeva și să ai așa un fel de Sims, nu știu că au construit nu s-a dua, e un fel de Bali în Bali, dar așa foarte ciudat, adică nu e ăla Bali. Și noi dacă am fi stat două săptămâni în 2020, am fi crezut că Bali înseamnă resortul în care am stat și cam atât. Aveți fructe proaspete acolo. Ce mâncați? Ce mâncați de zi? Tot. Că asta toată lumea se gândește. Păi mănânci de la Wagyu până fruct, la... Fruct. Un fruct foarte bun. Așa. Wagyu Vita. Da. Mușchi de vită. Mănânci de la cele mai bune și cele mai scumpe chestii până la nasi goreng, care e mâncarea lor de bază și care este un deliciu. Orez tras la tigaie cu ou, cu pui sau cu fructe de mare, adică poți să găsești la $1 nasi goreng sau poți să găsești la $100 nasi goreng. Ai tot. Pască n-au acolo, așa că dacă vrei pască, Genu, am adus special pentru voi nu, astăzi. Nu, mă lasă Lora, doamne, să mănânc la televizor. Ce să da, fac? Da, pasă, mă, știi care e faza? Eu m-am contaminat odată cu gluten sărutându-l pe el. Am fost și am văzut un film. Am fost și am văzut John Wick. Am văzut John Wick la cinematograf și ne-am dat seama că toate personajele negative mănâncă la un cadru de ăsta, de când stau toți de vorbă, unul mănâncă. Măi, am avut revelația. Bine, în afară, mie nu mi-a plăcut John Wick. Și am zis, bă, nu mai mănânc 4, niciodată în viața Keanu mea la televizor. John Wick 4. Ce vorbim, cine a mâncat, ce a murit, ce s-a întâmplat. John Wick, nu toate te-ai dat? Personajele care sunt enervante și care sunt create să te enerveze și să fie personaje negative, în toate filmele, mănâncă la cadru. Da, mănâncă... Nu există să nu mănânce vorbesc ceva. Să te persifleze și vorbesc să morfă în același timp și să fie... Da, ia să verifică, să ia să cred că și mai important e că Jorge nu știe ce e John Wick. Mă gândesc, că mi-aduc aminte că la într-unul din filme, nu știu dacă în Fight Club, Brad Pitt sau... mănâncă, nu? Mănâncă mult, nu știu, într-un da, da, film sau chiar... Când, toți, oricând trebuie să persifleze pe cineva și să fie enervant, să fie enervant, să te enerveze așa, pe tine. Sau să enerveze pe cineva în film, se face chestia asta cu mâncatul. Sau personajele negative. Dar nici am observat în ultimul timp personajele negative. Mănâncă foarte mult. Da, și plescă. Păi și doar asta transmite că ești personaj negativ, nu este energia. Enervant. Nu, 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 toată construcția, dar asta e un fel de plus, de bomboană pe colivă, cum s-ar zice. Să fie enervant. Eventual îți mai da, și... Vreți să fiți personaje pozitive, nu mai mâncați. Nu mâncați? Da, ok. La televizor. Da. Genu! Da. Culora știu să tac atunci când... Culora știu să tac? Atunci când... Când se enervează. Cum? Nu știu dacă am înțeles întrebarea. Da.
Trebuie să continui. Nu este o întrebare. Cu Laura știu să tac atunci când... Se enervează. De ce se enervează? De ce se enervează Laura? Da. Cum adică? Ce întrebare asta? Ce greșești? Cu ce greșești? De... Câteodată greșesc când mă trezesc. Și te ceartă când te trezesc. Da. De ce existi? Așa, a? Îmi glumesc, îți dai seama. Dar de ce glumești de astea? Da, de ce te ferești? Că nu, da. Vrei să-ți arăt eu acum? Mamă, de-abia așteptam să prind televizorul, să rup tot. Mamă, tot spun. Hai mă, baby. Laura câteodată. Când are cu altcineva în Bali. Ia, când, faceți listele. Când are 70 de task-uri, mai ales dimineața, că se strâng multe, curieri, 70. Nu am înțeles nici acum de ce nu folosește un terț, ca să nu mai stea cu curieratul, în fine. Are curieri, e are... Fericită, nu vrea să-și angajeze? Nu, chiar nu e. Da, deci chiar nu e. Și are multe pe cap, știi? Și eu de multe ori mă trezesc când văd de ale mele și vin și pun vreo întrebare de aia idiotă, știi? Și atunci înțeleg că se mai enervează. Are voie. S-a enervat? Așa cum? E leu, mă, ce vrei? E greu. E greu cu leu. Și da. Tu ce ești? Ce zădești? Nici mai contează. Euro. Ce întrebare asta? Taur, da. Ce contează? Zice, zădești. Taur. Taur ești, a. Da, numai când e cu leu. Te mănâncă pe pâine. N-aici. Da. Sunt prima zi din leu. Abia dacă sunt o pisică. Încetați. Bă. Vrei să încep să mănânc aici, să fiu cu adevărat un personaj negativ? Gen. Ia vezi că... Vezi cât de drăguță sunt. Da. Nu am intervenit deloc să da răspund cum eu, să zic eu. Dar cum? M-a întrebat pe mine omul ăsta. Am venit la el acasă aici. Cum ar fi? Măi, nu ți-e rușine un pic? Măi, Laura. Nu trebuia să zic așa. Omul care a avut cel mai mare impact asupra ta. Omul care a avut cel mai mare impact asupra mea. Păi Laura e unul dintre ei, clar. Acum poți să mai zice. Atâta trebuie să nu zici Laura. Deci nu, dar real, adică real. L-am crescut foarte bine. Real e pentru că s-au întâmplat niște lucruri de când suntem împreună, cel puțin cu mine și cu evoluția mea. Evident că ea a avut un factor foarte important. Și apoi... Dai bătăiță din când în când. Ce? Cine? Ce? Am scăpat? Nu. Și apoi părinții. Cred că foarte important... Pentru un individ, nu neapărat pentru mine. În prima lui fază de dezvoltare este educația aia cu care vii de acasă, știi? Cum ești construit? Bine. S-a dovedit. Și mulțumesc foarte mult că ai zis așa. Mama lui este o ființă senzațională. Părinții lui. Și apoi am venit eu, că practic el a fost crescut foarte fain. Dar era un pic cam... îmi pare rău că am intervenit, dar trebuie să fac asta, pentru că trebuie să dăm cezarul ce al cezarului. Dar era un pic cam răsfățat. Da? Așa. Aici intervin eu. L-ai pus la karma lui. Karma lui. Da. Pentru că se pare, în Bali am aflat, el în altă viață a fost un rege. Ia. Da. Și eu... Poftiți pască. Și eu se pare că am fost... ceva, concubina lui sau ceva, dar totuși o prezență, iubirea din viața lui am fost eu. Normal. Dar ceva nu a fost ok acolo, adică ceva, pentru că eu de când l-am cunoscut în viața asta, eu am fost super supărată pe el, deci mă enerva prezența lui. Și acum se leagă cu ce am zis eu. Înțelegi? Și noi ne-am dat niște răspunsuri la niște întrebări în acest loc minunat, ne-a spus o doamnă care... În fine, healer. Un healer foarte bine cotat. Și într-adevăr a spus niște lucruri senzaționale și a spus că el are o chestie în viața asta, a rămas cu ceva. Nu cu banii, de la mandat păi trecut. Nu, trebuie să trăiască, s-au inversat un pic aici, acum eu sunt regina. Okay. O mică comoară. El este concubinul. Măcar o mică comoară, măcar ceva. Dar faza cu el este că acolo, exact așa s-a exprimat, unde pășește el, crește iarba. Și să știi că așa e. Am o chestie fantastică cu Ionuț. Și a spus că împreună suntem ca un soare așa și să rezistăm împreună. Te simți mai prosperă de când ești cu Ionuț? Ești, de fapt. Ionuț are un curaj pe care îl inspiră și altora. Adică, nu știu, eu am niște anxietăți și nu știu de unde le am. Probabil din copilărie, că noi suntem crescuți cu frică.
Să-ți fie frică, să-ți fie frică, să nu-i pentru tine, ca și cum am fi pe caste pe aici, știi? Cred că asta e... E o chestie de asta, ciudată. Oamenii care ne înconjoară nu-și dau seama neapărat, dar au făcut asta. Cel puțin când eram eu copil, vecina îmi spunea, tu trebuie să faci asta, că n-ai voie, că tu n-o să faci niciodată aia. Adică, suntem foarte mult pe negativ. Ionuț când a venit în viața mea, eu fiind o fire foarte pozitivă și am rupt toate lanțurile, indiferent cât de apropiat era cineva și cât iubeam pe cineva, eu rupeam absolut orice lanț încărcat cu negativism. Inclusiv dacă Ionuț se va trezi într-o zi să pună lanțuri pline de negativism pe mine, probabil ăla va fi momentul când eu voi simți nevoia să mă duc în altă direcție unde nu e el. Indiferent cât iubesc un om, dacă cineva începe cu imposibilul ca singură posibilitate, nu pot, eu nu pot să rezonez acolo. Mie îmi place libertatea de a mă dau capul de pereți să văd dacă mi-este sau nu mi-este un lucru și Ionuț mi-a insuflat chestia asta. De când m-a vindecat de emoții, că eu de câte ori urcam pe scenă, aproape mă luai cu salvarea. Nu exagerez. Și cum ai scăpat de asta? El. Cum? M-a luat odată de mâine așa, s-a uitat la mine și mi-a zis așa. Nu spune asta cu stâmpânia. Și mi-a zis așa. Tu pentru emoția asta ești aici. Trăiești-o, simte-o. De ce fugi de ea? Că ea vine după tine, face parte din tine, tu pentru asta faci muzică. Pentru asta urci pe scenă. Pentru privilegiul de a simți chestia asta pe care nu o simte nimeni. A ținut minte. Nu vrei să cred că ai ținut minte. Mamă, și-a trecut mult timp. Și a fost cea mai tare chestie pe care mi-a spus-o cineva și în momentul ăla am hotărât că omul ăsta trebuie să fie prieten cu mine. Adică, indiferent că nu eram de acord, mie nu-mi plăcea neapărat că era un puștan, așa părea în ochii mei. Un puști actor care voia foarte multă atenție, el trebuia să facă pe toată lumea să râdă, eu în mașină pe drum dormeam și el era cel care întreținea toată atmosfera în mașină cu dansatoarele și eram așa un pic gen... Iar m-am îndrăgostit... Iar... nu era, crede-mă, niciun fel de dragoste la acolo... Și am avut multe chestii când mi-a spus asta și mi-am dat seama că am pe cineva matur de la care chiar am ce să învăț. Nu mai era puștiul ăla. Nu mai era, știi? Pentru că eram foarte singur, eram un om foarte singur. Adică în afară de dansatoarele cu care am fost și prietenă bună și care mi-au făcut toată perioada asta pe drumurile patriei mult mai frumoasă și mult mai plăcută, că mereu aveam codependența asta, dar nu așa se numește acum. Dar mie mi-a plăcut să împart cu cineva trăirile mele frumoase, nu știu. N-aș vrea să-i spun totuși codependență. Când vrei să ai prieteni și să nu fii singur, să te uiți la cel mai frumos tablou sau la cea mai frumoasă, cel mai frumos peisaj, în cea mai frumoasă cameră de hotel și tu ești așa. Sigur, wow. Acum să dorm, știi? Și aveam cu cine să râd, am și suferit pe partea asta, dar nu din cauza fetelor cu care despre care vorbesc acum, dar în viața mea faptul că am simțit nevoia să fiu mai mult decât un simplu colaborator cu omul cu care lucrez. Să fii prietenă. Să am chestia asta, da. Probabil și astea vin tot din copilărie, am crescut mult singură, dar... Când s-a făcut fratele meu un pic mai mare, am avut un partener de joacă. Exact, fratele tău cu câți ani? Da, noi doi, cu 3 ani mai mic, dar s-a simțit la un moment dat foarte tare vârsta asta, știi? S-a simțit foarte, foarte tare. Când eram prin clasa întâi, a doua, îți dai seama, era... Și mama, săraca, a venit în orașul Galați să-și facă o viață acolo, să-și dea mai multe examene, să fie farmacist primar. Ne-a lăsat la părinții ei. În județul Galați, în Berești, un orășel foarte, foarte drăguț cu o pădure imensă de salcâm și aveam o curte mare, frumoasă, animale, pomi fructiferi, îți dai seama, dar bunicii erau bătrâni, oameni care munceau de dimineață până la apus și eu aveam și un frățior de care trebuia să am grijă și voiam să am și prieteni și cumva m-am simțit abandonată un pic. Și senzația aia să fiu singură și
să... Nu mi-a plăcut mult timp. Acum abia apreciez momentele de singurătate și cât de importante sunt, pentru că le pot, pentru că e o alegere. Nu sunt obligată să fiu singură, știi? Dar ai vreo amintire cu tatăl tău? Tata a murit când aveam 4 ani și mi-amintesc doar că mă trăgea cu săniuța atât. Mi-amintesc o mână care mă trage și un zâmbet și cam așa, dar nu văd, nu, dacă n-aveam poze cu el, nu știam cum arată. Totuși dar, e bine că ai o amintire. Asta e treaba. Și să știi că am avut, mi-am dat seama pe la 30 și un pic de ani, am avut așa o criză, că voiam neapărat săniuță. Și voiam neapărat să mă trag eu nu, să avem și o ședință foto, cred, în care mă trage unul cu Sania. Wow. N-am avut asta niciodată, știi? Eu am trezit de chestii care vezi, sufletul, mintea, inima, au niște frecvențe pe care noi suntem aici să încercăm măcar 1% să le înțelegem, să le descălcim un pic, să vedem cum să le aducem pe toate împreună, să funcționăm în armonie. A fost genul alături de tine atunci când mama ta s-a stins? Genul, Doamne. Da. Și nu gen ca suport moral și atât. A fost fizic lângă mine. Noi am fost și infirmieri, ca să zic așa. Eu cu Ionuț și cu fratele meu am transformat living-ul apartamentului mamei mele, l-am transformat în spital, în salon. Ionuț a cumpărat pat special de spital, saltea antiescare, făceam cu schimbul, citeam absolut tot ce înseamnă îngrijiri paliative, am aflat în perioada aia ce înseamnă îngrijiri paliative, a fost o perioadă foarte grea, în care medicul ei curant pur și simplu nu mi-a mai răspuns la telefon. Deci am avut niște chestii de-astea pe care, șoc după șoc, m-a afectat pe multe planuri perioada aia, dar tu îți dai seama să ai un om pe care să te poți baza, care să nu fugă la greu, adică să putea să spună băi, hai că o pun pe maică-mea să te ajute sau, nu știu, putea să zic altceva, să se sustragă de la... Da, cu atât mai mult că nu era mama lui. Mai ales că e o chestie intimă, băi, era, da. Cumva, nu era fizic, dar era. Te-am întrebat pentru că... O femeie care l-a iubit foarte mult și care s-a rugat pentru el, care s-a rugat pentru amândoi să fim bine, ne-a dat sfaturi foarte bune, care a suferit foarte tare. Fără să fie împreună cu mine, era scandal la televizor în care eram acuzat că suntem împreună, mamă, ce acuză, dar eu deja eram oricum liberă, știi? Și el la fel, dar tot nu eram împreună, dar vorbea și cu mama lui, ne-a băgat puțin în ședință, ne-a zis, măi copii, dar voi aveți voie să faceți ce vreți voi, sunteți oameni liberi. A reușit să-și țină suferința ei deoparte de mamă, tu dai seama că noi am fost abuzați colectiv, să zic așa. E o chestie care ar trebui eu abia așa să devină ilegală. Ce anume? Abuzul colectiv. Faptul că trăim într-o lume în care dacă cineva nu e de acord cu viața ta privată și cu alegerile pe care tu le faci și cu greșelile din punctul lor de vedere pe care tu le faci sau care le sunt induse, ei te amenință cu moartea, îți amenință integritatea, cariera. Ai fost amenințată cu moartea? Oh! Foarte multă energie negativă am avut de curățat și foarte multe lucruri am avut de învățat. Și am avut un partener cu care să pot să trăiesc lucrurile astea, un prieten. Pentru că înainte de toate, ceea ce eu cu el am reușit a fost să ne scoatem din friend zone și să ne ducem la un următor nivel. Și habar n-am, dar e posibil dacă nu ne-am fi enervat foarte tare să nu ne fi văzut niciodată cu alți ochi și să fi rămas prieteni și atât, și colaboratori.
Dar vezi tu că nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Poate că asta, poate că de o explozie de genul ăsta a fost nevoie ca noi să fim împreună. Habar n-am. Dar mama a avut un rol fantastic și mama lui, părinții lui, familia lui, surorile lui, verișori. Ai o familie mare acolo. Are o familie foarte mare. Au avut un rol fantastic în relația noastră. Și tu îl mai ai doar pe fratele tău. Eu îl mai am doar pe fratele meu, gen de gradul 1, dar am mătuși. Am o verișoară pe care am cunoscut-o direct la nunta ei, pentru că stă în altă țară, stă în Belgia. Și e fantastic să-ți vezi ADN-ul și să-ți recunoști trăsăturile în altă fată. Adică eu numai băieți am avut verișori. Dar să mai am o fată, nu știu, eram așa, mă uitam. Ce tare. Foarte, foarte tare experiența. Abia aștept să ne revedem. Am și eu familie, da? Dar... a fost o situație ciudată cu mama care a fost cumva dată spre adopție și ea din suferința asta a fost un pic mai rece. S-a îndepărtat sau... A ținut legătura, dar a fost în același timp mai rece. Și pe mine m-a crescut mai rece și pe mine și pe frate ne-a crescut un pic mai așa, să fim, să dăm bună ziua, să fim respectoși, dar să nu fie scuză-mă, impresarul. Începe să sune telefonul. Da, să fim mai feriți de suferințe, să zic așa. L-a protejat. L-a protejat. Să nu treceți și voi prin ce a trecut ea. Cumva cred. Nu știu dacă a făcut neapărat bine. Cred că am fost pur și simplu, suntem și eu un ecou a suferințelor părinților noștri. Adică nu suntem doar visurile lor neîmplinite, dar suntem și un ecou a suferințelor lor. Astăzi am învățat ceva foarte tare, că am avut o discuție cu un terapeut și mi-a spus că ești leit taică tu. Și am zis, nu am cum să fiu leit cu tata, pentru că tata era diferit, eu sunt diferit, n-am cum să fiu leit cu tata. Și pe mine cel mai rău mă enerva când eram mic, că mă strigau tăchiță sau tache junior, că pe tata îl strigau tache. Și zic, n-am cum să fiu. Deci mi s-a activat chestia aia din copil, n-am cum să fiu ca tata. Și mi-a zis, bă, da, pentru că ești 50 negativ, 50 pozitiv. Și zic, da, sunt ca tata. Da, da, okay. Înțeleg ce spui cu suntem ca părinții noștri. Dar și... noi putem să alegem să stopăm din linia noastră de sânge, putem să vindecăm karme, putem să stopăm, să facem, cum să zic, să facem dreptate în unele situații în care poate membrii familiei noastre și până la stră, poate au fost victime a unor întâmplări sau poate au fost călăi și multe lucruri se pot răsfrânge la noi și atunci noi avem puterea asta, că de asta înțeleg eu prin liberul arbitru. Avem puterea destinului în mâinile noastre și le avem pe toate noi. Toate bunele și toate relele, you name it, pe toate le avem. Procentele sunt diferite și mai avem și puterea să le ajustăm. Când se dă seama că Laura nu este... persoana condiționărilor celorlalți oameni din trecut, când ai conștientizat-o că de fapt tu ești cea care îți curești drumul? Eram adolescentă când am conștientizat asta. Nu știu că am conștientizat, cred că a fost instinctiv la început. De câte ori am simțit revoltă interioară împotriva cutumelor ăstora în care toată lumea trebuie să fie... la într-un șablon. Știi, trebuie să fiu, eu trebuie să fiu, uite, încă mă enervează că, și nu că mi se întâmplă mie, că nu pentru mine mă enervez pentru că putem să fim toți fericiți și pur și simplu alegem să nu facem asta, știi? Trebuie să ne acceptăm ca pe o grădină frumoasă cu flori diverse, cu de toate. Unde mai sunt și buruieni. Și insecte. Și insecte. Și câte un șerpișor. Este o faună fantastică. Suntem aici să avem o experiență în piele de om, da? Suntem niște ființe super spirituale care avem o experiență umană și îmi place chestia asta la nebunie, că de când am citit-o prima dată, nu mai știu unde am citit-o, undeva pe internet, că internetul are și chestii faine, mi s-a părut o chestie fantastică. Noi nu suntem niște oameni care avem o experiență spirituală, suntem niște spirite care avem o experiență umană.
Și e foarte tare să conștientizăm asta și să ne dăm voie să greșim, pentru că aici suntem pe planeta Pământ, nu suntem în rai. Noi aici trebuie să învățăm și nu există profesor mai bun decât greșeala. Și trebuie să fim, să avem puțină compasiune pentru celălalt, pentru că asta e, asta face diferența între spiritele care pot evolua, compasiunea. E cel mai important sentiment de pe Pământ. Nu cred că iubirea, cât compasiunea. Adică trebuie să ai compasiune pentru omul care greșește și care îți devine exemplu prin faptul că ai ocazia să-l vezi, ai ocazia să înveți de la el, ai ocazia să înțelegi foarte multe printr-o experiență pe care te-a ferit Dumnezeu să nu o trăiești și tu, poate. Poate unele teste sunt foarte grele. Unii oameni au teste foarte grele. Chiar și cei pe care îi vedeți și îi invidiați. Adică cred că e un test foarte greu să ți se dea milioane și milioane și toate diamantele de pe pământ și toată faima și tu să fii un suflet chinuit. Adică nu e loc, nu trebuie să invidiezi. Că nu știi ce e acolo. Fiecare om încearcă să dea poate ce are mai bun la exterior. Pentru că vrei că tu-ți creezi o lume frumoasă la care tu să te uiți și să te automotivezi, știi, te uiți la tine și spui, a, uite ce fericită eram aici, poate că uiți și tu când te uiți la o imagine, când în spate poate ai plâns, dar te uiți, a, ce mișto eram aici, uite și te inspiră imaginea ta cu tine să mai faci asta. Te-ai uitat vreodată la tine când zâmbești sau la cineva care zâmbește și te trezești că și tu zâmbești în oglindă? Oglindirea asta ajută, știi, adică eu respect oamenii care încearcă să ne arate partea pozitivă a lucrurilor și nu e nimeni obligat să-ți dea toate informațiile din interior și toate durerile sufletului. Dar și când o fac, trebuie să fac asta în termenii lor, pe timpul lor, pe energia lor, în viteza lor, da? Nu trebuie să obligi pe cineva să scoți de la el toate traumele și toate astea, pentru că el decide, fiecare om decide cât împarte. Am înțeles. Și, dar tu mai ai încredere în oameni? Are. Dar n-ai cum să n-ai încredere în oameni. Ai încredere în oameni până când nu mai ai, dar nu poți să pleci de la premisa, nu mai am încredere în oameni. Mie mi se pare asta o... Ești mi se pare sincer. Nu, vorbesc serios. Da și nu. Nu e, da, nu știu dacă există... Da și nu, vreau să am încredere în oameni. Și cred că ăsta e un punct bun, știi? Eu vreau să am încredere în oameni. Ai încredere în oameni, până nu mai ai. Da. Păi altfel nu... Pornesc optimist, adică... Nu... Exact, lucrurile nu pot funcționa, rotițele nu se învârt. De ce se ajunge la asta? Mi-a venit întrebarea asta așa, brusc, fără să mă gândesc la ea. Și văd că e un punct sensibil, adică... Păi da, pentru că... Știi ce? Nu am încredere... Nu am încredere în ziua de azi că dacă pui pe net niște cuvinte cu o muzică mai tristă în spate, poți să dai jos guvernul. Aici nu am încredere. Și câteodată nici în mine nu am încredere. Nu am încredere în capacitatea oamenilor de a rămâne true to themselves și sinceri față de sufletul lor și față de adevărata lor opinie. Nu am încredere că oamenii conștientizează faptul că nu au opinii personale. Totul, aproape totul, este o manipulare și o bătălie pe cucerit mințile și oamenii. Știi? Adică, dar nu pe modul frumos, că eu vin și îți dau eu ceva bun și ție îți place și, na, automat e o chestie organică și normală. Nu. Te influențezi. Pe convingere. Te conving că eu am ceva ce tu vrei sau că eu am ceva ce... Cred că ce te doare pe tine și mai tare nu e că te conving. Cred că e cum caut să te conving și că eu caut prin orice mijloc să te conving. Asta, da. Să te conving să mă... Că ce fel ești tu nu e neapărat bine? Cred că asta e problema. Că eu pot să-ți fiu ghid în viață? E un fel de... Toată lumea e un fel de... Nu știu. Eu văd ca pe o chestie mondială acum, așa. Da, nu mai sunt... Deja de la nivelul de influencer, cu care sunt absolut ok,
Dar cred că e o chestie secundară a unui caracter și unui stil de viață mișto. Cred că să fii influencer înseamnă să fii un om fain, să ai un stil de viață care inspiră și atunci oamenii vor să vadă ce ai mai făcut, ce mai mănânci, e nevoie de ei. E nevoie deci de nu vorbesc despre asta. E nevoie pentru că tu ai... E nevoie de exemplu. Nu mai ai magazinul Unirea, să zicem, da? Unde te duceai și aveai 50 de magazine. 50 adică de trebuie magazine. Să afli de lucrurile acum care există. Acum tu pe internet ai un miliard de magazine. Tu dacă n-ai avea influencerul, Tu n-ai timp să te uiți. Nu ajunge informația. Și atunci el ce face? El practic, când tu te odihnești, el muncește pentru tine, adună informația și ți-o filtrează cumva prin gustul lui. Dacă tu rezonezi cu el... Dar tu trebuie să ai încredere în gustul lui. Adică tu trebuie să știi că omul are trebuie să ajungi, da. Trebuie să ajungi să ai gusturi comune în principiu. Și iarăși influențări ăștia care nu sunt atât de... Nu știu, pe care eu nu-i văd cu ochi buni. Ok, nu-i văd eu cu ochi buni. Dar sunt atât de mulți alți oameni care îi văd cu ochi foarte buni pentru că sunt în aceeași lume. Pentru că au același sistem de valori. Pentru că rezonează la aceleași lucruri. Pentru că... Nu știu, eu sunt mai artist la faza și asta. E ok, că tu ești ok cu treaba asta. E ok pentru că și oamenii ca și mine au nevoile lor. Și eu am nevoie de partea asta de influencer. Eu o văd mic altfel. Dar influencer e un termen comun. Dar și ei la rândul lor au nevoie. Și adică... M-am întors din Bali, m-am întors mult mai... Sunt mult mai zen, așa. Nu, da, mai... eu vreau să facem diferența între... Mi-am dat seama între... cu subsoare, toți avem loc. Exact. Chiar doar avem că trebuie să și trăim frumos și sincer. Adică, sincer... Să nu ne deranjim unii pe alții. Și să respectăm valorile. Știi? Da, asta aici avem, pentru că între influencer și manipulator trebuie să existe o delimitare mai clară. Corect. Pentru că unii sunt influenceri, cu adevărat... Chiar aici să-mi vezi de la ei și chiar te pot aștepta. Și alții sunt manipulatori. Da, un influencer și arată la fel. Da. Adică... Și vorbește la fel. Și vorbesc la fel pentru că știu ce să ia de la... Știi? Ai zis mai devreme că un influencer are o viață frumoasă sau mișto și trebuie să o arate și să influențeze și să inspire. Nu credeți că ar trebui ca influencerii să arate și greutățile prin care trec? Cred că e la latitudinea fiecăruia. Ei arată doar destinația. Asta iarăși o vorbă care îi plăcea lor ei la un moment dat, că de multe ori e mai important drumul decât destinația, știi, decât punctul în care... Ei arată direct destinația. Nu ți arată, în schimb, cât stres au în spate. Vai, unii dintre ei sunt varză cu... Adică la modul... Se duc la terapeut, se duc... E greu, adică e foarte greu. Pentru 10-15 secunde de reels, da, 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 care să-ți arate ție bine. Vai, câtă muncă. Se suferă mult. Eu când am văzut asta, am zis, wow, mamă, uite, că și eu sunt superficială. Da. Am gradul meu de superficialitate. Că pare simplu. Eu când fac un reels, la mine, nu știu, mi se pare simplu. Dar eu nu... Fac că poate la nivelul natural, ăla sau... Poate mie îmi vine ceva natural ce altul eu îmi ia ca să facă un content fără un... Nu știu, fără să fie talentat într-un domeniu, dar să aibă chestia asta de influencer, să trebuiască să își susțină un stil de viață cu care și-a obișnuit un public cu care a crescut. Da. Trebuie să facă niște sacrificii. Unii chiar se chinuie. Se chinuie foarte mult. Pentru tine natural. Se duc la... Pentru mine e o chestie care vine, e un efect secundar. Dar eu nu sunt... Eu sunt influencer pentru că sunt artist și pentru că lumea mă știe ca Laura. Da, și am muncit pe partea asta să fiu Laura, a fost foarte greu. E cu totul complet altceva. Ei muncesc direct să fie cine sunt ei și e la fel de greu. Se duc la 4 dimineața la baloanele de la Capadocia ca să facă poză cu rochița aia frumoasă pe care cine știe prin câte chestii au trecut ca să o aibă. Și li s-a potat în ultimul moment și li s-a furat camera. Interesant ar fi să vezi și asta. Păi da, asta e, pe mine asta mă interesează. Aș vrea să văd da, asta. Da, dar uite, asta voiam să spun mai devreme. Nu știu dacă am apucat, că am multe de povestit. Te rog, suntem aici. Dar trebuie lăsați oamenii în ritmul lor să deschidă anumite chestii din sufletul lor și din experiența lor și să împartă fix cât vor ei. Se grăbește trebuie să respectăm asta, știi? Noi chiar trebuie să respectăm, că și eu aș vrea să știu din intimitățile multor oameni. Crede-mă că vreau să știu. Deci vreau să știu tot. Dar nu știm. Nici când vedem câte un documentar cu cineva, nu știm. Totul e făcut de ei. Și ți împart fix cât crede că ai putea tu să duci și să înțelegi. Crezi că nu mai deschide lumea sufletul să spună?
Cred că nu trebuie să faci asta, Jorge. Nu e bine să fii sincer și să spui... E bine să fii sincer că dacă îți deschizi sufletul din atât, îl deschizi atât, nu înseamnă că nu ești sincer dacă partea asta o ții pentru tine. Nu e lipsă de sinceritate. Stai puțin, cui? Eu vreau să-mi deschizi sufletul. Știi vorba aia cu cui? Să nu dai diamante la porci? Nu trebuie să faci asta. Este greșit. Presiunea asta pe care... toate persoanele publice încep să o simtă din ce în ce mai... Știi că ești acuzat dacă nu spui tot, ești fals. Da. E iarăși un trend ăsta foarte periculos. Bă, nu! Dacă înjuri și ești ca la ușa celui mai, nu știu, fără educație, loc de pe pământ, ești, nu știu, sincer. Ești true. Cum ești true. Da. Ești true. E true. Mă, dacă eu nu ești analfabet, filtru, ești nesimțit, ești needucat, ești sincer. Dar ești true. E mai true decât ăla care vorbește cu frumos și care când îl înjuri spune, bine, asta e în România. Mă sustrag din această zonă. Asta se întâmplă la noi. Se întâmplă la noi pentru că publicul așa a fost obișnuit. Dacă stai să ți amintești. Păi înseamnă că toți, scuză-mă, înseamnă că toți balinezii sunt niște falși. Toți, absolut. Absolut, toți sunt niște oameni falși, pentru că ăia știu să zâmbească indiferent cât de greu le e. Și nesimțiți că nu se grăbesc. Da, niște falși, adică... niște nesimțiți. Dacă asta înseamnă falsitate, să ai puterea să te lași un pic pe tine și ce simți tu, ca să nu-i strici ziua omului din față și să nu-ți vergi toți nervii pe el. Să ai niște filtre, se numește bun simț. Și când un om îți dă bună ziua, să spui bună ziua. Când îți spune mulțumesc, să spui cu plăcere. Să zâmbești. Deci eu am învățat de la chitaristul cu care am făcut momentul ăla live pentru Virgin, la piesa asta cea mai nouă. A murit tatălui. Tatălui a murit, s-a dus și l-a mormântat în satul de unde e. L-am rugat să ne lase să-l ajutăm cu bani, adică abia a acceptat să fie plătit pentru prestația pe care a avut-o. Nu a vrut să-mi ia bani, mă. Pentru că el a considerat că eu sunt un artist consacrat care a apelat la el și asta este o chestie foarte valoroasă pentru el. Și am zis, ok, dar eu vreau pe tine să te remunerez și vreau să fac asta la nivelul țării mele, dacă îmi permiți. Pentru că asta e, așa vreau eu să-mi arăt respectul față de munca ta și timpul tău care, na, și vreau să simți că ai lucrat cu un artist până la urmă care, știi, care nu e un începător. Și foarte greu a acceptat. Murise tatălui, s-a întors în barul unde cânta live și a avut puterea să zâmbească, să stea de vorbă cu noi, să povestească tragedia asta în așa fel încât să nu o facă ceva superficial, dar nici să nu plecăm plângând acolo și ținându-ne de unul de altul că Doamne, toată durerea e pe noi, știi? A vărsat-o și v-a stricat momentul său. A fost... A deschis ușa exact... Exact cât a trebuit, cum a trebuit, a păstrat un... și tristețea, a putut să și zâmbească, se vedea că e afectat, dar în același timp ei au și spiritualitatea asta aparte, știi? Adică lăsând la o parte orice credință religioasă, vorbim strict de spiritualitate. Ei sunt convinși că se duc într-un loc mai bun. Și e o dovadă maximă de egoism să nu lași spiritul să plece liniștit. Cumva și noi avem asta, credința asta, că nu trebuie să bocești atât de tare omul, să-l lași să se ducă, știi? Și, dar mi-a plăcut asta, bunul ăsta simți. Deci este fantastic. Sunt obosiți, noi ne duceam în fiecare seară aproape la foot massage, da? La Stefanie, masaj la picioare. Și stai frumos și îți rezolvi pe laptop ce mai ai de rezolvat în timp ce ți se face masaj la picioare și stai lângă ai tăi sau lângă oameni străini. Bine, Nasia se scaun lângă scaun. La Stefanie, dacă vă ceți în Bali, în seminar, la Stefanie să vă ceți că e ceva mișto. Și cumva oamenii ăia pe la 10 seara, mă, erau rupți de oboseală. Mă, și vedeai că abia clipeau. Și tot aveau puterea să te întrebe dacă ești bine, dacă ai avut o zi frumoasă, să-ți zâmbească, să-ți spună mulțumesc. E în cultura lor. Să fac... E în educație. Bunătatea trebuie chiar să fie o cultură. Și noi avem asta în cultură. Pe bune? Jorge, avem, nu? Chiar da, avem bunul. Nu avem asta în... Avem. Dar s-a pierdut.
Cum? Noi în cultură avem, în educație. Sunt orașe și localități, în, mai sunt, sunt. Sunt, da, sunt. Dar noi vorbim acolo de... Noi vorbim, ne, acum Lora vorbește lumea. De cel mai aglomerat sunt, punct din Bali. Ok. Aici, în țară, sunt locuri și sunt oameni care se uită la noi, care se uită din toate colțurile țării. Înțeleg că e greu. Unde, într-adevăr, așa este, cum spuneți și voi. Da. Și am trăit și am mers în tot felul de orașe. Și noi, na, mergând... Și ospitalitate și bunătate și n-ai văzut. Adică este ceva wow. Da, nu trebuie să fie... Când pleci din București și ajungi acolo... Da. Noi suntem oricum privilegiați, Jorge. Că pe noi ne mai știe lumea și cumva parcă suntem one big happy family, că te mai salută omul pe stradă, te mai întreabă ce mai faci. Știți? Dar dacă stai și asculți pe oamenii care nu au popularitate, oamenii normali. Da. Și stai și asculți un pic, să vezi că e cam tristuț. Când se duc la spital, e cam tristuț. Când se duc undeva la un magazin, la un bar, la un restaurant, e cam tristuț. Nu e cum e pentru noi. Adică, eu nu vorbesc din punctul meu de vedere că eu sunt o alintată a acestei societăți și a acestei țări și a acestui popor. Eu sunt pupată, îmbrățișată, iubită, că mai sunt trei nebuni pe Facebook care mai spun câteva nebunii și mi se pare anormal și mă enervează câteodată. Am început să mă atrezesc. Asta era un alt punct despre comentariile răutăcioase pe care voiam să le discutăm. Dar nu e despre noi. Că te văd uneori că te enervezi și pe live-uri uneori și începi și le zici câte una alta. Dar nu mă enervez pe mine, nu mă enervez pentru mine. Asta aș vrea să se înțeleagă. Eu mă enervez pentru ideea că noi avem așa ceva în țară și avem asemenea mentalitate. Că mai există în 2023, când avem toate informațiile la un click distanță, când avem absolut tot ce vrem ca să evoluăm, și toate filmele, toate ranchiună. Emisiunile, toată chestia asta, tot, de ce după toate chestia aia e pur și simplu un paradox, nu pot să înțeleg de ce când se poate să alegi să fii fain, tu alegi să nu fii, dar să nu fii rău. Dar nu e o alegere. Ba ce? Da. Pe cum o consolezi pe e o alegere. Eu explic, le fac profilele. E foarte simplu să o fac să se liniștească. Pentru că iau exemplu, un comentariu care e rău sau care pe ea a durut-o sau nu știu, care a atins-o. O să vă povestesc. Și iau și încep și explic. Deschid profilul și arăt prin poze. Sunt oamenii care, în general, oamenii care au timp să intre pe pagina unui alt om, să caute, să aștepte greșeala, pentru că ok, intri și vezi, dar tu trebuie să intri mult, să-ți consumi mult timp. Eu vă garantez că oamenii ăștia care dau cu hate pe net și la timp, dacă le iei telefonul și te uiți la câte minute, câte ore pe zi stau pe rețelele astea, o să vezi că sunt peste 14-15 ore pe zi. Garantat îți spun. Adică am curaj să-mi pariez tot ce am. E, și atunci oamenii ei toată ziua lor sau toată viața lor, cel mai important lucru pe care l-au făcut în viața lor este că au crescut o mușcată. Și, adică eu garantat îți spun, dacă am face un studiu, așa ar fi. O mușcată, o ceva într-un nivel. Și probabil highlight-ul lunii a fost că ei pun apă acolo, știi? Pun apă acolo și tot toarnă apă în fiecare zi. Maxim, când ies să ude mușcata aia de la etajul 4, mai salută un vecin. Dar de aia, aici, asta mă doare pe mine. Asta mă doare pe mine. Fix chestia asta. De ce? Deci sunt două tipologii de oameni care... Băi, pur și simplu mă... Bă, de aia nu ai lucruri și nu ți se întâmplă lucrurile în viață. E logic. Pentru că așa cum faci un lucru, așa le faci pe toate. Tu din aceeași zonă creezi. Înțelegi ce spun? Rău atrage rău. Tu nu ai cum să faci ceva, să ajungi că mă înjură pe mine că sunt în Bali. Păi tu cum ai putea, ți-ai dorit, ai făcut pașii spre asta ca să... Nu, dar acum eu pot să fiu... Sau mă jură pe mine că de ce... Eu pot să-ți răspund. Sunt în costum de baie pe net, pe plajă. Un minimum de logică, știi, faptul că lipsește logica în cel mai... Nu că sunt eu, pe mine nu doare că vai, mi-a plăcut că sunt eu. Nu, deci e mult mai adâncă, adânc deranjul meu. Ei nu hate-uiesc faptul că tu ești în costum de plajă, de baie pe plajă. Ei hate-uiesc principiul, ideea în sine, că unii oameni au... Nu doar pe tine te hate-uiesc, hate-uiesc pe toți oamenii care au reușit. Pentru că ei cred că nereușita lor este... E vina mea.
Ei cred că oamenii care reușesc e un procent de reușită și pentru că unii au reușit mai repede, ei de-aia nu mai reușesc. Că s-a terminat reușitul la ei, cum ar veni. Și că ține de altceva, de noroc. Și atunci de noroc. Și atunci ori ei de dorm, noroc, ori de faptul că cine știa a făcut asta. Ei dorm, se trezeze dimineață și zic așa, mamă, azi ar trebui să mă duc și să vorbesc cu prietenul meu, să ne apucăm să construim un gard. Dacă cineva construiește un gard lângă ei... Stai puțin, înainte să iasă pe ușă... Asta mai pot să-l construiască. Înainte să iasă pe ușă, zice, mamă, să construiesc gardul ăsta, dar o să fie greu, trebuie să bat cuie, trebuie să cad lemnele alea. Ha, eu nu o să pot să car lemne ca Dorian Popa, că Dorian Popa a băgat în ele, are mușchi, are bani, se duce la sală. Și știi, și începe și-și creează o lume asta și nu se mai duce să construiască gardul cu prietenul, se întoarce, deschide telefonul și intră la Dorian Popa. Bă, păi dai tu să faci case și așa, că ai mușchi și că ai furat sau că ai făcut ceva. Ei tot, știi că asta e mentalitatea. Și dă vina pe el, că dacă... Dar de fapt e o scuză, ei... Oamenii și din show business și oamenii din mediul de afaceri, toți oamenii care au reușit sunt scuzele oamenilor care nici măcar n-au încercat, pentru că am prieteni care au tot încercat, dar sunt ghinioniști, dar măcar încearcă și într-o zi cu siguranță. Nu există ghinion când încerci. Cu siguranță o să înveți, doar înveți. Există doar câștig. Da. Poți să iei decizii mai greșite, dar nu contează asta. Contează că înainte să dai cu... Eu așa o văd. Mă, și eu am hate. Hateriți oameni, dar am hateriți oameni care au fost nesimțiți sau... Cum ai hateriți oameni? Am hateriți, adică... Nu e hate. Nu, oamenii... Noi am stabilit. Mie nu-mi plac oamenii needucați, știi? Și atunci când un om a fost nesimțit sau așa, i-am zis, bă, dar nu e... Adică... Și nu era treaba mea, am făcut același lucru, pentru că nu era treaba mea. Treaba mea să intru să-i spun, nu știu de cine nu mi-a plăcut mie odată, de Donald Trump. Și l-am făcut rasist sau nu știu ce. Păi nu conveneau mie politicile lui. A făcut o chestie rasistă la un moment dat. A făcut o chestie nașpa, da, care m-a durut, știi? Și după aia mi-am dat seama, zic, bă, stai așa. Și a intrat la Donald Trump pe cont. Am intrat și i-am zis, mamă, ești un om rău sau nu știu ce. Și pe urmă am stat un pic și zic, bă, nu cred. Eu sunt ăla. Mamă, delete, sorry. Ce mă scuze, nu? Zic, da, de ce? Stai puțin. Ți-a răspuns, Donald Trump? Eu știu unde intru când se dă hate la celebrități internaționale. Și intru și contracarez hate-ul lor. Mă lupt cu haterii altor stari. Persoane publice. Da, e mișto și asta. Că tu știi cum, știi? Tu și nu te râd, poți apăra la tine. Și râd, că pe mine nu mă afectează, că nu-i la mine acasă, știi? Da, da, tu nu te poți apăra la tine pe pagină, cum poți apăra un alt artist la el da, pe pagină. Da, și îi apăr pe alții și mă simt așa foarte bine. Da, 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 e cool. Controversa, dar controversa asta cu Delia cum e? Care? Cu piesa cu Azor, Lololo. Ce controversă? Am citit ceva pe net că tu lucrai și ai fost în Dubai și ai filmat clip. Dubai mai încolo. Ce Dubai, mă? Când am fost în Dubai? Cu piesa Lololo și cu... Nu, fii atent. Eu după... Poți să răspund eu, vă rog? Nu, lasă-mă pe mine. Vă rog. De ce nu lași-mă pe mine să răspund? Am și eu o poliță. Că eu sunt mă cântăreață. Am o poliță pentru ăștia de la presă. Hai că poți să o dai după ce zic eu? Nu. Treaba e în felul următor. Acum câțiva ani Azur, a venit la noi și a spus Lore, iubita, orice piesă vrei de la mine, o faci remake. Ea n-a făcut asta până acum. Și la un moment dat a venit o... Asta e cu Delia, ultimul mesaj. De ziua ei, când ești la mulți ani. N-am poftim. Băi, da, acoperă partea de sus. Delia nou, ce scrie? Păi scrie, nu scrie. Ah, ok, bine. Când a fost implicat într-un scandal și... Pun aici în mesaj ca să nu se vadă ce e mai perfect. Sus, da? Da. Deci se vede la cameră, sunt aici pe șarful făcut frumos. Asta februarie 7, 2023. La mulți ani, gagică faină, iubire și sănătate să ai. Pupici cu petrecere, buze și tort, ți-a trimis. Eu i-am trimis ei. Ah, tu i-ai trimis ei. Da, și ea mi-a trimis inima și înapoi. Și ea ți-a trimis cu inimă. Zgârcită la cuvinte, Delia. Că nu vorbim la telefon, dar... Ah, okay. Adică, na, mai vorbim, am mai vorbit, dar despre alte subiecte. Primea multe mesaje și ți-a trimis o inimă ca să... Niciodată, da, îți dai seama că era ziua ei, da? Normal. Da, ca să înțelegi, asta e ultima, nu există discuții și nicio controversă. Zim, iartă-mă că te-am întrerupt, dar tu să nu te enervezi acum de pe tabloide. Că noi am investit în Bali ca să te enervezi acum pe tabloide. E Paștele, ce faci? Ne enervăm de Paște. E și sărbătoarea sfântă. Fiind în Bali, deci asta am făcut o paranteză așa cu Azur, cu discuții, că am văzut, am citit un singur articol, dar nu. Am văzut că erau niște discuții pe acolo. Eram în Bali foarte liniștit și la un moment dat un prieten de la un label. De la un label, pot să zic de fapt că scrie peste tot, nu? Nu
știu. Nu? N-am apucat să zic nimic. Nu știu. Se zice, nu să povestesc, suntem la podcast. Da, ok. Un prieten de la Roton așa m-a întrebat, hei, ce faceți, cum sunteți? Sper că sunteți bine în Bali. Am și o piesă pentru voi. A trimis piesa. Piesa, în cauză, este o piesă originală. Exact. Cu refrenul care seamănă cu refrenul de la asta care rupe pe TikTok. Mie mi-a plăcut foarte mult. Nu știam că e virală. După aia am uitat. I-am arătat și lor, i-a plăcut și ei. Mai puțin refrenul. Exact, partea cu care exact, a zis, bă, e foarte mișto, poate mai lucrăm la refren. Și zic, bă, nu, că tocmai refrenul e duma. Că oamenii mi-au explicat, bă, uite, refrenul e viral. Eu după care am auzit și aia cu Asushans. A, ce mișto, hai după, că e mișto dacă e remake. Stai puțin. După ce am ascultat piesa, i-am pus și piesa lui Azur. Și zic, uite, vezi, asta e piesa originală. A, doar refren. Și da, mișto, hai să facem. Ok, o facem. Am și un momentul sponsorului, hai. Am filmat, am terminat filmarea. Stop! Foarte bună, Figa. Foarte bună. Foarte bună, rog. Stai, putem să continuăm după aia, fiat, dar am o întrebare de la sponsor, da, dacă tot am făcut pauză acum, da? Întrebarea de la sponsor, Figa. Ce procentaj de suc de fructe are băutura răcoritoare Figa? 3%, 9%, 10% sau 12%? Știu eu. Și tu știi, da, eu știu. Zi. 12%. Da, Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. De-aia nu mai tac eu. Bravo! Bă, mi-am văzut? Nu dai alcool, că m-am săturat atât de mult, 4 luni podcast. Dom'le, am luat și o gură de așa. Apreciez. Da. Așa. Închidem paranteza. Și mă stăteam pe telefon, am zis telefon. Și la un dat am văzut că s-a lansat o piesă. O la-la, o la-la, sau cum se numește? Lo-lo-lo-lo-lo-lo. Și am deschis-o și am auzit refrenul. M-am dus la lor, am trezit-o, zic, băi, altcineva a lansat piesa. Și am dat un mesaj către prietenul meu de la Roton. Salut! Am văzut că a lansat altcineva piesa, deci cred că nu mai are rost să continuăm. Și asta a fost discuția toată. Am vorbit cu Marius, partenerul ei din label. El a vorbit din mai punctul meu de vedere, eu asta așa, bă, dar hai să vorbim cu toții, că de ce să nu pleieze vara asta piesele una lângă alta, că până la urmă asta e piesa originală. N-a fost nicio discuție. Cu refren inspirat, ea are piesa făcută ca Azur, adică ea a făcut varianta, asta e o piesă, asta era o piesă originală. Un remake. Și ea a făcut-o, piesa originală a refăcut-o. Adică mi s-a părut cum să le pleieze una lângă alta. Mie nu mi s-a părut nici cool, nici label-ul nu mi s-a părut cool. Și atunci a murit discuția. Gen. Am înțeles. Și gata, Dulceava. Nu. Și am zis, păi... Am pentru voi o rubrică specială care se numește La nebine sau la greu. La nebine sau la greu. Adică tot acolo. Ce ai prefera? Ce ați prefera? Asta e acum. Ce? La nebine sau la greu? Are Vlad niște chestii. Cine? Să alegi dintre două chestii rele, știi? Da? Cine e Vlad? Fratele. A, da? Are un glumă, are niște glumă. De când e mic mă întreabă, cum mai vrea să mor? Mâncată de rechin sau mâncată de pirat? Extraordinar! Pe bune, nu. Nu chiar asta, dar fii atentă. Să-ți intre o muscă în ochi? Da, eu m-am prins. Sau să miroși gheata unui fotbalist după meci? Totdeauna aleg testosteronul. Să miroși testosteronul. Bă, să nu-mi intre nimic în ochi, că am o filmare de la Forța Azul de la Iași, eram o zână, Ileana Cosânzeana, și mi-a intrat ceva în ochi și eram așa pe scenă. Așa eram. Și ce e bun, ce e bun, rămas bun, și toată lumea pe comentarii. Numai despre asta au vorbit, cât de frumos a încântat cu musca în ochi. Erai pe altă planetă, gen, vrei să ceva la bord. Prefer să miros când trece. Ce înseamnă un Adidas la vremea lui. Crede-mă. Corect, da. Foarte frumos. Deci alegem gheata? Gheata. Gheata de aur, da. Plus că faci și bani cu ea, dacă... La cine? Nebine sau la greu? Cine trebuie să răspundă? Ea, nu? Amândoi. Eu nu aleg gheata, nu. Musca nu. Azi bon lav. Dar ea e artist, bro. Ce treabă avem? Doamne, ferească Dumnezeu. Să vină, tau eu așa. Salut, bălașă. Ce faci? Șervețel, da, aruncați cu bani. Ia să văd, ai muncit la meciul ăsta? Dați-mi un șervețel, vă rog frumos, Andreea, mersi mult. Când toată lumea cere tricou. Sau o bannotă de 100 de euro. Aruncă tricou, tu, nu, gheata, mi-aruncă în gheata, s-o miros. La nebine sau la greu? Să uiți cardul în bancomat sau să te lovești în cot la nerv? Știi care e faza cea mai tare? Chiar sunt lovită în cot și mă doare.
Și aveam o vorbă, deci mă doare cotul ăsta. Deci nu știu unde m-am lovit, cred că e și vânăt un pic. Deci să nu mai zicem că mă doare în cot. Băi, e foarte nașpa să te doar în cot. Deci, răspuns final? Să uiți cardul în bancomat? Și am și uitat cardul în bancomat de două ori în baie. Eu l-am uitat de două ori în baie, deci eu iau cotul, garantat. Pentru mine cotul, nu mai vreau să uit iar cardul. Deci, l-am uitat în bancomat și aia te tratează ca și cum nu e cardul tău, știi? Da, și e nașpa. Mai bine mă lovesc în cot că trece, așa cardul. Deci asta... cumva m-am obișnuit cu durerea de cot. Am înțeles. Știi că era o vorbă, când te lovești tare în cot, cunoști un prost? Da. Sau te întâlnești cu un prost? Cum era? Te faci cunoștință cu un prost. Da? Că faci cunoștință cu un prost, da. Ius. N-am făcut cunoștință cu nimeni nou. La nebine sau la greu? Să greșească hairstylistul culoarea la păr sau să găsească partenerul un mesaj romantic în telefon? A doua variantă. Clar. Gândeam că nu greșește nimeni culoarea la păr. Nici nimeni. La mine e imposibil. Dar el găsește multe mesaje. Că tot în telefon este și Facebook-ul. Da, nu. Care a fost un mesaj? Un mesaj. Stai, da, în telefon există și Instagram-ul și Facebook-ul și eu primesc multe mesaje acolo. Un mesaj. Deci. Păi găsit? Nu, că era grafic. Nu era cu cuvinte. A primit poze cu... poze. Ai, drăguțule, dacă făceam colecție, vă spun. Ai primit și te-ai uitat la poze cu... Era cu cereale, da. Poze cu... cu ștuletele. Da. Wow. N-au pus cu grâu și cu de-astea că știau că e cu alergia la gluten. La gluten. Ok. Cred că a plouat, a fost anul bun, că s-a făcut porumbul mare, era... Eu cu zic, baby, ia uite, Da, era și cu, era și cu mătase acum, Marvin. Știi că porumbul are o mătase? La un capăt avea să trecem peste. Să trecem peste. Uite și copila pe trecem peste. Băi, să spui chestii de dar eu nu m-am invitat eu la podcastul ăsta. Nu eu am venit. Asta mi-a deschideți! Nu, eu mi-am asumat asta. Păi, taie mătasea din podcast. Mai chemat. Acum dacă ai lăsat-o în continuare. Mai mi-a zis încă o dată de mătase, cum mai tăiem? Taie din podcast. Asta așa, că oamenii știu. Așa. Era metaforic. Era metaforic. Metaforic. La nebine sau la greu. Da, deci chiar și voi cei care vă uitați la acest podcast. Puteți să răspundeți, da, dați-ne comentarii. Ce alegeți, la nebine sau la greu? Să fii dat afară din restaurant de la o întâlnire romantică sau să trimiți din greșeală o poză nud pe grupul mămicilor de la școală? Nud. Asta e, mămicile care sunt în grupurile de la școală știu despre ce vorbesc. Ador, ador, da. Deci să trimiți din greșeală o poză nud. E rușine să te scoată afară de la restaurant. Nu, nu. Ce aveți cu nudurile? Plus că pe WhatsApp nu e nimic, adică tu ai dat poza și nu e cineva să-ți reacționeze instant. Acolo se uită oamenii la tine în restaurant. Cu toată modestia, dar un nud cu mine poate fi chiar... O plăcere. Un tablou de Picasso. Nu, nu, și cu mine. Nu asta am vrut să spun. Nu. Te poate încărca așa cu energie, să te ridici, să te duci, să faci lucruri, să... Da? Ia să nu mai mănânci gluten, de exemplu. Îți trimite lor a... Poze de-astea? Poze de-astea? Nu. Dar recunoaște că ți-am trimis. De ce minți? O dată, bro, sau de două ori, dar l-am șters repede. Păi, de ce ai șters poza cu ea, nu? Pentru că telefoanele se mai pierd. Niciodată nu ți-ai pierdut telefonul. N-ai înțeles. Te-ai ofticat că ți-a șters poza, nu? Da, mă, s-a ofticat. Mai nu, da, ascultă, nu știu dacă știi că sunt foarte multe scandaluri din România. Da, au dar plecat nu de genul la... Ăla. Fi... Vai, dar eu n-am vrut să fac dar asta nu sunt genul public. Ăla de nud. Mi-am pierdut telefonul. Nu sunt genul ăla de nuduri. Bun. Sunt foarte artistice și foarte mișto. Bun. Și nu se vedea nimic. Știi cine mă credea, nu? Nimeni. Nimeni. Dar chiar îl pierdeam și găseau, știi? Adică nu are rost. Tocmai de aia am avut grijă să nu fie nudul ăla nud complet. Ai făcut fata să sufere. Bro, nici n-am văzut poza, am închis ochii și am șters-o din... Nu ai văzut așa ceva. Nu e romantic? Traume. Eram cu un prieten și l-am rugat pe el, șterge-o tu, că eu nu pot să mă uit. Ai vrea să fie mai kinky sau cum? Este suficient de kinky. Ce înseamnă kinky? E un cuvânt în engleză. E o culoare. La nebine sau la greu? Ai preferat să pleci pe o altă planetă fără să te întorci sau să trăiești aceea zi la nesfârșit? Și am plecat planeta. Și v-am pupat. Planeta. Iuiu, pe toți. Iuiu, pa. Vă scriu, vă trimit chestii vă de acolo. Vă așteptați că da. Să verificați poșta, că vă scriu. Pe și dacă e cea mai frumoasă zi din viață? Mi-o fac pupat. Eu acolo pe planetă tot. Iuiu, v-am bine. Iuiu. Mai... Trebuie să vă descoperi și cei pe alte planete. Și vă invit și pe voi. Exact. Yes. Facem, vă facem chemare. Facem un grup. Fă-ne chemare în Bali, că vrea soția să mergem. La nebine sau la greu? Ce ai prefera? Să-ți dai unghia peste cap? Ma. Sau să te trezești dimineața în mijlocul lacului? Ce are lacul, frate? De ce îl comparați cu unghii? Nu, să-ți dai unghia peste cap, asta e rău. Lacul? Dar cum să te trezești pe în mijlocul? Pe o barcă. Pe saltea. Pe o saltea. O, superb, mamă, ce te mănâncă țânțare, dar noi suntem obișnuiți. Deci, ok, lacul. Sunt țânțare în Bali?
Da, dar dacă ai vitamine B în tine, nu te mănâncă. De ce să-i secretul? Repelent. Da. Și repelent. Și repelent. Eu nu dar vitamina D, ce vitamina B? B-urile. Trebuie să ai B-urile. Să fii bine cu B-urile. Serios? Da. Și să ai și nu stau bine cu B-urile, înseamnă că mă ciupesc tot. Și sunt anumite chestii pe care dacă le mănânci, nu... Plus că dacă ții săpunuri cu lemongras, nu le place. Nu le place mirosul de lemongras. Interesant. Intrați să vă dea Laura spre final. Mai multe sfaturi despre cum să ne ferim de țânțari. Și o anumită vanilie, uite, în loțiunea mea, ia să încercați asta, dar nu e pentru tine că ești băiat. Loțiunea mea, am o loțiune naturală cu vanilie, cu un anumit soi care pur și simplu e repelent, adică nu le place mirosul ăla. E pe site. Cum se numește? Loțiune cu vanilie? Godiva. 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 Godiva cu vanilie. E foarte mișto și e și afrodisiac. Afrodisiace. La nebine sau la greu? Să rămâi fără voce înainte de show sau să faci pană la mașină la minus 10 grade? Pană. Eu iau pană, da, direct. Pană, direct. Am trecut prin asta cu fără vocea, da, e naș. Nu e bine, nu. Mamă, panică și e panică nu în pot să vă explic. Toată echipa. Adică deci e... nu pot, câtă viață consumi în momentul ăla. Ce frustrare. Pentru că eu nu sunt artistul care să facă playback. Și am înțeles că se pot face multe minuni în ziua de azi. Inclusiv că ar fi bine să ai la tine un concert live înregistrat. Niciodată am avut, nu am putut să-mi imaginez. Măi, groază, deci îmi venea mie să mă duc pe tine, să mă scuz la oameni. Doamne, vă rog eu frumos. Deci nu, vă jur. Aplaudați că ea... Nu. În momentul în care am urcat, de la adrenalină, am putut să cânt. Și anumite părți mai grele le-au cântat oamenii ăștia. Adică eu am fost sinceră și le-am spus că trec prin ceva. Mi s-a întâmplat, cred că de vreo 3 ori în toată cariera. Mi-aduc aminte și eu un 8 martie la 39 cu 8 aveam, tremuram în pat și am plecat la concert. Da, în centru vechi aveam, a fost ceva oribil. Nu era de febră. Era pur de și gât. Simplu și de gâtul, nu mai aveam voce, am pierdut vocea după 3 melodii, nu mai puteam. Da, nasol. Bun, deci pana. Deja mă înjunghe. Pana la minus 10 grade. E... Când ai spus asta, am prieten cu am prieten care o platformă. Direct. Nici nu cobor. La nebine sau la greu? Da. Să fii cerut în căsătorie de fostul. Să fii cerută în căsătorie de fostul, da, de față cu actualul, mamă, sau să nu încasezi bani 3 luni. Da, nu e doar despre bani în viața asta. Adică, plus că... Nu știu ce să zic. Nu mai da și tu mâncare la hateri acum. Glumesc, mă, dar să glumesc. E o glumă. Clar. Am învățat multe din perioadele în care n-am avut bani. Dar ar fi o poveste asta cu fostul cu... Ia aici scenariu. Vezi că ți-o iei acum direct. Mai, nu, că era de râs. Dar v-ați mai întâlnit cu... Băi, cu Dan Balea. Nu vreau să povestești ceva, ca să înțelegeți o fază. Băi, nu mai povestești nimic. Ba da. Nu. Eu nu ți-am la braț cu o prietenă foarte bună de-a mea. Nu. Lasă-mă, nu-ți dau acordul. Te-am blocat cu mascota Robingo. Bam. Nu, dacă e nu, e nu. E nu. S-a profanat, nu, nu mă interesează, I don't care. Te rog. Bine, șef. Așa. Dar v-ați mai întâlnit cu ei? Nu. Întâmplător, da. Probabil, da, probabil, da. Posibil, da. Nu mă interesează. Oamenii sunt oameni. N-am nicio... Nu mă gândesc că, na, fiind în showbiz, te mai întâlnești cu... Te mai întâlnești? Ce se poate întâmpla? Aloha, salut. Da? Nu. Deci ai zis? Nu, zic, dacă te întâlnești dar cu oameni... Dar de ce nu zici, mă? Nu e ceva rău, adică dacă te întâlnești, nu, cu ei. Dar nu vreau să mai discutăm despre temele astea, că mie mi se pare hilar, jur. Mi se pare hilar că după atâția ani, tot discuția asta, adică... Okay, da, oameni. Și eu am divorțat acum 12 ani și încă se scrie despre asta. Da? De ce? Nu știu, băi, pentru că n-ai mai făcut nimic 12 ani? Da. Păi și atunci... Chiar foarte multe. Păi asta zic. Și în continuare se scrie Alina Laufer, fosta soția lui Jorge. Adică da, nu, și la mine, așa, nu, și nu mă deranjează, adică nu eu eram curios. Nu mai vreau, avem un copil. Nu de împărțit, avem un copil împreună. Împreună, nu, de împărțit. Da. Nu, de împărțit, știi, înțelegi ce vreau ce să zic. Tu, eu nu am. Înțelegi? Eu nu am nimic să mă lege. Nu, dar nu e corect. Și, nu e și mi se pare măcar... discriminare pentru prietena mea, Oana, din general.
Da, despre ea? De ce nu se vorbește, bro? Și despre Codruț sau cum îl chema ăla al tău de-a pupat în clasa 4. Iubit, da. Dar despre el, de ce să nu vorbim și despre el? Am avut o relație cu primul meu iubit de 7 ani de zile. El stă și se uită și poate era mai mișto. Era baterist în trupa mea, adică a fost o figură cu adevărat importantă în viața mea cu care încă vorbim. Uite, dacă îmi scrie, îmi spune la mulți ani, ești bine, după 20 de ani au trecut și cât. Aia, da, aia mi se pare tare. Aia înseamnă o chestie care a contat în viața ta, care se respectă de oamenii care au trăit-o. Și nu a încercat nimeni să facă rău nimănui. Pentru că nu erai de interes atunci. Exact. Bro. Da, domnul manager, dacă zice că nu avem voie să vorbim despre asta, nu vorbim. Deja mi-e spus că să scot călușul. Că a scos mascota de la Robingo, gata, nu mai am, m-a speriat. Tot. Cu cana ai văzut cum a pus-o? M-a pus cana, vorba lui Jorge are direct. Are și cipilica aia pe cap, mi-e frică de el. Ți-e frică de genul? Da. Tu vezi cum arată. Maxi. Truck driver. Păi hai să luăm un truck de la american. Hai, bombă. Că noi tot vrem să facem asta. Hai să luăm. Mai am două, da? Tu l-ai văzut pe genul? La nebine sau la greu? Ia zi. Lovește. Stai liniștită că dacă stătea pe scaun acolo, tot nu te lăsa să zici ce voi să zicea din ori. Mai rău, scoteam din priză. Camera, cine știe, muta pe aici, trăgea de camere. Îți dai seama cum era. Exact, uite, dacă tot așa. Să rămâi fără curent de Paște când ai casa plină de musafiri sau să vină neamurile neanunțate? Mi-ar plăcea neamurile mele să vină neanunțate. Eu m-aș bucura, cred m-aș bucura neamul. Cred că m-aș bucura enorm, cred că... E o bucurie, da. Să mă trezesc cu... Dar vezi că asta e o chestie românească. Asta e o chestie românească, să vină neamurile neanunțate. În Bali, de exemplu. Te-ai bucurat? Păi, de cum nu te bucuri pentru neamuri? Eu mă bucur când îi văd. Nu te bucuri dacă tu ești un om nașpa? Ba nu, nu mai comenta așa, că nu e adevărat. Sau poate neamurile să fie nașpa. Bineînțeles. Okay. Nu toată lumea e... Are neamuri bune. Are, nu toată cum lumea are familiile unite, da? Nu toată lumea are... Nu neapărat unite, că nici noi nu suntem cei mai uniți în sensul că nu ne vedem, suntem împărțiți în mai multe locuri. La dar nu toată lumea are... Dar toată lumea are ușă, bro. Nu deschis. Nu este și răspuns. Nu sunt acasă. Nu sunt acasă. Cine e? Cine? Noi. No. Nu, neamurile. Nu sunt acasă. Bine. Dacă ai avut sărbători frumoase și amintiri frumoase cu ei, sau nu ai avut nicio amintire cu ei și în momentul să-ți faci, sunt sigură că există o doză mare de entuziasm. De-aia nu e bine să faci sărbători. Dar dacă ai avut ceva, amintiri neplăcute, v-ați îmbătat, v-ați bătut, v-ați dat la soțiile... cumnaților și fraților la băutură. Nu, habar n-am ce să fac putute de nu le place oamenilor să vă criticați unii altora. Dar ce se bea la sărbători de-astea? Figa. Figa. Noroc, Doamne, Doamne ajută. Mulțumim pentru... Ultima întrebare de la nebine sau greu. Să nu prinzi avionul la plecare în vacanță sau să rămâi fără carnet o lună? Oprește-te, nici nu trebuie să citești a doua variantă. Nu. Fără carnet, dar n-avem nevoie. Da, dă-l mă asta de carnet, dar ce ți ne trebuie mie carnet? Ce carne? Ce... Avionul să meargă. Ce? Avionul? Cum să? Vacanță direct. Dar ce poate să fie carnet și 3 luni. Ce? Dar nu, că de fapt, dacă pierzi 3 luni, e nașpa. Că ai făcut ceva nașpa. Oricum stau în vacanță o lună. De obicei, eu nu s-a avut cu viteza la un moment dat. Sau cu... Eu? Cu ce? Nu, jucam șah și n-am fost atent, domne. Noi nu, suntem cu minții. Noi nu, eu nu merge. Dacă toată când trebuie să ajungi dintr-un loc în altul... Merg și cu 60, dacă toată. Să știi că eu pe, privitorii podcastului Vorba lui Jorge, i-am obișnuit și cu întrebările lui Jorge, da. Care astăzi nu prea m-a apucat pentru că am vorbit foarte așa. Multe lucruri și... Nici n-am apucat să-ți povestesc despre Bali. Nimic, da. Nu-i nimic, că vă mai aștept aici când mai veniți. A, s-a terminat? Nu s-a terminat, mai am câteva întrebări. Am întrebările lui Jorge, da? Așa zi. Am câteva. Deci întrebările lui Jorge trebuie să răspundeți cu da sau nu. Da. Și o să vreau să vă rog să vă uitați în camera de prim plan. Asta e a Lorei, asta e a lui Genu. Da? Mai are obiectivul mai mic. Da. Asta e. Pentru o posibilități. Răspunde cu da sau nu. Întrebările lui Jorge cu Lora și Genu. Răspundeți cu da sau nu. Lora, este adevărat că atunci când erai mică erai poreclită cocostârcă? Da. L-ai prins vreodată pe Genu mințind? Da. Genu, ai făcut-o pe Lora să plângă vreodată? Da. Lora, ai momente când te enervează cu ceva, Genu? Da. V-ați întâlnit întâmplător cu Dan Badea sau Doinița Oancea? Da. Da. Lora, ai scris vreo melodie pentru Genu? Da.
Genu, știi ce o face pe Lora fericită? Da. Deci dacă mai răspundeți așa, le știu. Da, nu, da, da. Lora. Eu aștept să intre Denis Rifai pe ușa. Să mă uit. Deci asta ești tu, asta e vrăjeala, că nu mai înțeleg. Eu mă uit, am luat-o în serios, mă uit în camera aia și de-aia răspund. Să nu cumva să greșim. Concurs, da. Mi-e frică, jur. Da. Calmează, băi, relaxează-te, băi, Jorge. Băi, relaxează-te, băi. Dar și cu tine, măi, băi. Stai, Dumnezeu, respiră. Respir, că... Și, Doamne, să relaxăm bușiole, băi. Strânsesem din bus. Băi, las, ia mă ușor, că am venit de la Ecuador. Ce chestie. Ce... Și tu le puneai. Da. Doamne, să nu greșesc, știi, ca la școală, Doamne, să nu dai răspunsul greșit. Să vezi ce mă întreabă acum. Stai, gata, hai. Mai? Lora, e Bali mai frumos decât România? Sunt diferite. Trebuie neapărat da sau nu? Am înțeles. Nu are palmieri, noi avem brazi. Lora și Genu. Vară versus 4 anotimpuri. Ia vezi. Lora și Genu. Ați fost vreodată despărțiți? Nu. O secundă. Da, eu când el s-a dus la ski în Italia. E de papuci. A, nu despărțiți, a, despărțiți gen să nu mai avem relație? Da. Nu. Nu. Mai speriat. Ultima întrebare. De la întrebările lui Jorge. Iubirea mea. S-a speriat. Mă speriat. Am crezut că se stă fără tine, mă. Când am fost eu în Londra și vezi când ai pălpidății. Lora. Ești însărcinată? Nu. Treabă și what? De ce? Am întrebat și eu, nu. Păi ești balonată, măcar nu sunt, ca să mă întrebe. Am întrebat, eu știu, poate. Păi nu sunt, uite, am și slăbit foarte tare. De ce m-a întrebat de restul săcina, de grasă? Cred nu. Că da. Nu, 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 chiar ai slăbit. Mai ai? Nu, asta sunt. M-am desuflat de multe. Astea sunt. A fost prea serios sau cum? Nu, ai fost tu serios. Să mă duc să-mi iau vreun test. Întrebările au fost amânate. Poate ești vreun clarvăzător de ăsta, cum să numești? Cine știe? Vizionar din acesta, mă sperii. Mă, mai știi dacă ești însărcinat. Nu mă, lasă-mă pace, că și așa mi-am făcut un TikTok. Bă, mișto ar fi, mișto uite, ar mi-am făcut un să TikTok. Să facem testul în direct, doamne. Acum era tare. Să făcea povechi la televizor. Uite. În direct, doamne. Avem vreun test aici la mi-am Vlad. Mi-am făcut un TikTok. Facem acum. Uite, mi-am făcut și eu. Eu nu prea sunt cu TikTok. Așa. Încerc și eu. Am făcut și eu un TikTok într-o noapte. Eram acasă, uite și ce față. Your life in the next years. E, vezi? Și mi-a apărut bă, și eram... De asta ai pus întrebarea sau? Nu, nu, nu. Au venit una după alta și nu știu ce... Te-ai stresat? Ce da, mi-e frică. De ce ți-e frică? Că am planuri, am chestiile făcut. Și ce crezi ce că un frică, copil... Mă, de ce ți-e frică? De bau-bau. Un copil crezi că o să-ți oprească planurile sau ce? Nu neapărat că o să-mi oprească planurile, dar o să le schimbe, o să-mi schimbe puțin prioritățile, ceea ce nu e un lucru rău. Dar m-am gândit la altceva când m-ai întrebat. M-am gândit că... Crezi că sărcinată și de-aia m-am dus în Bali sau... Nu, 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 sau era burtă, așa, sau au venit multe în capul meu. Eram... Nu, 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 dar nu are legătură cu partea... Fusta asta nu are bătul, arunc fusta. Nu, a fost așa, mi-a venit întrebarea asta. Ne dorim și sper că dacă universul vrea pentru noi asta... Ați încercat? Băi, n-avem o relație platonică, asta da, noi de obicei când ne băgăm nu, noaptea în pat, ne atingem așa pe frunte, unul sau maxim ne dăm pum-pum. Adică nu facem nimic, înțeleg. Nu facem nimic să blocăm o posibilă sarcină. Nu, asta e frumos, pentru că nu? Da, dar e foarte frumos. Sunt oameni care sunt care au asta în destinul lor și oameni care nu. Ne dorim. Eu sunt sigur că o să aveți copii, adică maxim. Eu doar vă doresc din tot sufletul. Sau altul cum să ai copii, adică dacă nu se întâmplă într-un fel, se întâmplă în alt fel. Înțelegi? Da. Eu nu cred că noi suntem pe planeta asta construit să iubim doar ce iese din noi. Ce-i drept, era bine dacă aveam copii, că spuneam, pasca asta o iau eu că pentru ei mici. Acum trebuie să recunosc că pentru motani, avem doi motani, i-am găsit foarte grași când ne-am întors din Bali. Sunt ca două burlane. După cât timp? După 3 luni, asta cu bunicuța. Pe principiu am lăsat la bunici. Am stat cu bunicuța și bunicuța a avut grijă să fie sănătoși. Mamă, dar se uitau așa la mine și îmi cereau plic.
Zic, cum adică, mamă, cum se uitau? Și cum? Se uitau la tine și unul făcea dietă. Așa din ochi sau de unde știe? Nu, că... ziceau, plic, 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 miau, miau. Acum sunt la dietă, da. Sunt la dietă. A spus pisicile. A spus motanii la dietă. E obligatoriu. Că trecem pe mâncare de asta. Au o grăsime pe burtă, deci nu înțelegi. Sunt două burlane. Merg așa. Când am intrat pe ușă. Așa avea spatele. Am intrat pe ușă, mă bucuram că văd pe mama. De lapt. Și când ai văzut pisicile. Eu obișnuită cu a mea, cu balineza mea, cu pusica foarte suplă și toată lumea mușchi, numai fibră. Când am trecut la burlane, eram... Crăciun. La grăsani, băi, sunt drăgălași, dar... Sunt grăsani. Ăla flocos... Brus, care e cu norvegiană de pădure, lui stă bine. Știi? Că e mai mare. Așa. Dar tomberonezul nostru prins da. Arată ciudat. Deci nu-i mai stă blana. Nu-i mai stă blana pe corp, așa, știi? Stă că nu... și părul scură, așa, și stă așa, nu mai stă, că nu... Se obișnuiește cu noua formă. Îl strânge sacul. Cum mă strânge pe mine sacul ăsta? Că mă strânge, da? Mă strânge un pic, dar nu mai contează. De la mușchi. De la mușchi, a slăbit. Mușchi. Nu, e un sac pe care l-aveam acum vreo 5 ani și l-am resuscitat după Survivor. Ce ai zis? Cam... Bine genul la podcast. Ia mă cu ce mă îmbrac. Dă din alea vechi. Senzație, senzație, senzație. Chiar bădă. Păi uite, îmi vine sacou de acum 5 ani. Dar de ce? Ce? Dar de ce ai cârge? Păi m-am accidentat la probă. Și te-ai operat așa rău sau? Rău nu m-am operat, m-am operat bine. Adică, adică m-am operat după... Da, a fost rău. Mi-am rupt meniscul, am avut și leziune de cartilaj, n-am mai călcat pe picior 5 săptămâni. Și acum am început iarăși să merg de câteva zile. E cool, e ok, e bine. Și am stat în cârșe, că odată mi-am scârtit glezna. Îmi vreau să merg. Dreaptă și una stângă după aia. Da, doare când calc, dar e bine, e frumos. Eu cred că în 10 zile scap de cârșe. Da, asta e bine. Da, da. Dar acolo cum a fost? Nu mă grăbesc, exact asta vorbeam. Ce e cel mai greu la Survivor? Lipsa... Foamea sau oamenii? Foamea, somnul... Cum era aia? Nebine și... La nebine sau la greu. La nebine sau la greu. La nebine sau la greu. Ce preferi, Jorge? Așa. Să stai nemâncat? Da. Sau să trebuiască să faci foarte multe activități fizice pentru a-ți obține un gram de mâncărică? Da. Stai, urmează sau întrebarea. Sau înconjurat de străini pe o insulă cu care trebuie să conviețuiești. Clar. De prima variantă, clar. Mâncarea de tofu, ce-ai întrebat? Da, da. Da. Cel mai greu a fost cele mai grele au fost certurile, practic. Da. Puteai să te concentrezi, poți să te concentrezi. Nu poți pentru că în momentul în care ești pus în situația în care cineva încearcă să inducă altor persoane un alt fel de caracter pe care tu nu-l ai. Da. Atunci ești cel mai prost dacă taci. Da. Pentru că omul ăla poate să convingă oamenii. Da, da, da. Odată de două ori, de trei ori, de 10 ori când le spui unor oameni, parcă încep să crezi, știi? Și atunci eu... Da, oamenii sunt mai... Tu ești altfel sau chiar cred despre tine ceva și încearcă crezul lor să-l dea mai departe? Nu, eu de obicei... Că acolo e o doză de sinceritate pe care nu poți să te super tare. Depinde. Depinde dacă e doză de sinceritate sau e manipulare, exact. Da, acolo. Și acolo pe foame atunci... nu prea poți să fii clar, eu cred, așa cred. Ba da, poți să fii foarte clar. Eu apreciez toți concurenții de la Survivor doar să fii foarte clar. Asta, că se dau curaj să se ducă acolo. Eu n-aș rezista nici măcar o oră. Mai vedea a doua dimineață cu cercei oase, așa. O oră, maxim o oră. Unde-i Costică? Dar poți să te ceri afară? Care-i Costică? De la camere. Poți să te ceri afară? Poți să zici, piua? Nu. Eu plec, gata, nu mai vreau. Nu poți? Nu. Asta e greu. Asta e greu. O luam la not. Bine, a fost sezonul ăsta Gheboasa, cel care a vrut să plece acasă, dar... Cine? Gheboasa. Da. Dar, n-a fost chiar ușor. E una dintre cele mai complexe competiții. A crezut că spui o femeie care gheboasă? Tu nu știi cine gheboasă? Eu cred... Nu știu. Nu contează. Contează că eu... O să aflu. Da. Eu o să merg... Eu ca să merg într-un loc din ăsta cu... Asta se taie oricum. Nu se taie, că e gen cum era Laura acum... Puișorii, mai ții minte perioada cu Puișorii? Da. Există o piesă care se numește Gheboasă? Nu, este un artist care se numește Gheboasă. Da, este. Dar nu ascult tu genul ăla de muzică. Știi perioada ta când cu Puișor? Cu toți Puișorii tăi? Da, dar e un fel de cum ascultam noi la Familia, cred că, și Paraziții pe ascuns. Da. Era cu înjurături? Nu de înjurături. Uite, chiar, uite. Și Libertate, cine e Gheboasă de la Survivor România? Dar să nu facem Gabriel îl cheamă. Un studiu
Lasă că o să-l ia la purecat Lora. E din Târgoviște. E de la mine, de la Târgoviște. Da. Da. Are succesul pe care l-aveai tu cu Puișor, mai ții minte? Genul ăla de succes cu mulți oameni. Cum se numește oameni, piesa? Cu mulți, să... da, dacă n-ai bani, uite, dacă n-ai bani, e una dintre piesele lui. Da? Da. Dacă n-ai bani, dacă n-ai... nu știu. Când și-o iei? Hai să, da, depășim acest moment. Ați mutat în Bali, sunteți în Bali acum, nu gata. La altceva mai. Artiștii noștri români, consacrați. Exact. Mă refeream la faptul că acolo mi se pare foarte, foarte greu că trebuie să cumva să reușești, nu? Să conviețuiești fără ca tu să vrei asta. Adică trebuie să te forțezi tu pe tine. Lasă-i păi de ce ești acolo dacă nu dai o șansă? Păi vrei. Challenge-ul. Vrei. A. Vrei să conviețuiești acolo. Vrei. Dar tocmai asta e. Dar, intervin... dar știi care e treaba? Toată lumea vrea să dea ce partea lui cea mai bună. Și cred este... că toată lumea se... știi? Fiecare este deranjat de partea cea mai tu bună a celuilalt. Stat? Tu cât ai stat? Că îi se pare că îi cucerește publicul. Și pusese pe tine, adică era presiune mare din cauza lipsei mâncării. Nu, și așa, adică deloc. Nu? Încă nu. Cred că nu, încă nu. Trecuse după o săptămână. După o săptămână s-a strâns stomacul și nu-ți mai e foame. A, nu-ți mai e foame. Adică nu se suferă acolo. Nu ți-o ia minte razna de la... Doar dacă tu ești... De la lipsa de nutrienți. Nu, dar ai cocos și din când în când mai câștigam un pic de orez. Nu-l lasă pentru femei să-l mănânce femeile. Doar cocos nu e bine deloc. Și iarăși o chestie, probleme mari. Femeia, în momentul în care se simte într-un mediu ostil și nu e în siguranță, îi se oprește menstruația, îți dă totul, tot hormonii se dau peste cap, adică nu, să conviețuiești cu niște bărbați răi, nu, e de o chestie care e. Trebuie să o citești. Da, așa este. Convinsă că e mult mai greu, cu tot respectul pentru bărbați, cred că e mult mai greu pentru o femeie. Dar nevoile, dușurile, unde vi le faceți? Pentru o femeie în care mare. E crescută în mediul ăsta, apă să sărată? Schimbe. În mare. Apă sărată? Ce apă sărată? Unde? De unde? Apă. Nu faci duș. Că n-ai duș, n-ai săpun, cum, n-ai... Cum, te speli cu apă dulce? Nu. N-ai săpun, n-ai duș, n-ai păi nimic. Și ce faci cu sarea pe tine? Uite așa, o lași și se clăt. Eu așa nebunii fără cremele mele. Eu cred că nu înțelegi despre ce vorbim. Eu așa nebunii fără duș. Fără cremă? Când am ajuns după o lună... Da, îți dăm 1 milion de euro. Fără cremă? Toaleta? În junglă toaleta. Cum așa? În junglă, uite așa. Eu merg acolo, tu te duci acolo, în partea altă merge el. Dar nu putea să vă construiți un WC-ul voi? Putea să-l... Trebuie să-l lași semn. Adică nu apuci. Fiecare să-și construiască din cauza WC-ului. Cocosului, te duci atât de rapid la baie încât ai 30 de secunde la dispoziție să te duci în... Să faci o groapă. Ce groapă să te duci la primul copac, că nu mai știi cum să te duci. Da. Și da, în timpul probelor, cum era, dacă v-a apucat se mai întâmpla și chestia asta. Bă, e foarte greu, vezi, mai întâmpla, foarte greu. Uite, vezi, sunt lucruri pe care nu le dau la televizor, nu au cum să le dea. Nu, cum. Da. Mamă, și se pare, nu e în contract o chestie cum că își rezervă dreptul de a difuza ce consideră ei? Normal. Păi, da, cam asta și cu noi. Cam asta și cu noi, contractul nostru cu nostru trebuie să fie cu noi, cu noi trebuie să fie de a ne proteja. Și să dăm exact cât considerăm noi că poate primi publicul larg care abia așteaptă cu praștii așa unii cu flori să aibă o reacție. Ce frumos. Și te protejezi. Ai încheiat foarte frumos exact cum ai început cu fereastra pe care o deschizi la început. Închidem deocamdată un pic fereastra cu vorba lui Jorge. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru podcastul ăsta. Lora și Genu la vorba lui Jorge era o propunere în mintea mea când am pornit cu podcastul, nu mă gândeam că o să veniți și atât de repede. De ce? Dar este că o... în sfârșit l-ai făcut. Adică... Că ne-am sincronizat și că sunteți aici. Mi se pare fabulos că am petrecut Paștele cu voi și să ne revedem cu drag și sigur eu cu soția mea vom fi neamurile alea care dăm peste voi la Bali. În Bali mergem. Vă treziți cu noi pe acolo. Da, soția mea recunosc că își dorește mult. Eu sunt... Mie îmi place mai pe aici, pe la noi. E de bifat un loc de genul ăsta. Te învață multe. E frumos și acolo multe. Și aici, să știi. Da. Sunt sigur că altfel nu veneați de Paște aici. Hai, deci stăteați în Bali. Lăsați vrăjeala că de-aia ați venit. E frumos peste tot unde e inima. Unde te simți, în familie. Mm-hmm. Ce frumos. Vă urez tot binele din lume. Să fiți fericiți, sănătoși, copii minunați, sănătoși și o familie așa cum e spre binele vostru. Corect. Cum vrea Doamne, așa exact, să fie. Cum e spre binele vostru, absolut. Dragilor, vă mulțumim mult că v-ați uitat la vorba lui Jorge aici, pe Jorge Oficial. Știți ce aveți de făcut, comentarii, like-uri, share-uri și așa mai departe. Știți foarte bine că asta ajută podcastul să crească
în cifre și pe internet. Vă pup, capul sus, nasul jos. Seară frumoasă!